da. Paule, Paule, e live. Mai faci tu introducerea așa să verific și sunetul, să vedem cum e. Și ce facem doar noi? Înainte să încep să iei foc, să vorbești să astea. Pe cu cine să mă fac? L-am făcut eu, să mă obosiți. Să zici oamenii, dar cine ești? Da, unde te afli? Unde te afli? Auzi, băuturi tari. Deci nu mărturisești nimic de la băuturile astea. La Toma a fost tare, l-am încurcat pe Angel, pe Viorel. A venit și Vioreles? Da. De ce poartă masa Doliu? Păi nu știu acum de ce a pus-o, că nina face, dar tot a pus un arăbez în ăsta pe centru. Nu vezi? Da, da. Trebuie să le arătăm și lor. Nu le arătăm, că s-a ascuns. Bine, îi văd o porțiune. Începutul văd, dar nu-și dau seama de acest auriu și roșu. Da, vă rog, să-ți astea. Ea le schimbă, nu eu. I-am încurcat pe toți, dom'le, și la capra. A fost încurcat toată lumea. Nu mai știa copilul acuie. Și am lăsat muscă, am zis, bă, Ana, ai făcut-o cum ești cu Tom. Păi și cu ce femeie? Păi, fără femeie. Și ei ce au zis? Cap, capră clipea. Nu, doamna, doamna, da mă dacă spun ce doamna. Doamna. Și după aia s-a luat cu Raul și cu Enache. Atacul în care nu recunoște niciun nimic. Dar nu are nimeni nicio captură. Are ce pe ea în captură sau nu are? Captură la ce? La ce făceau ăia pe TikTok când ne-au măscărit. Nu, n-are. Păi înseamnă că nu are nimeni. Păi nu are, că nu rămâne alea după TikTok. Nu, deci că dacă le capturează unul, mama... Rămân doar celui care le-a făcut sau dacă cineva înregistrează în timp ce tu ești acolo. Aia captură. Captura ai învățat. Învățat cine captură. Te-a învățat? Nu știu, domnule, ai captură. Am. Asta am învățat de la TVR. Nu are, n-are, că i-am zis și eu, că mi-a dat mesajul mea astea, zic, bă, ce crene, dăm să văd. Păi nu, că n-am de unde. Deci că le are, îți cu minte. Domnul Ciprian, care te aștepta de la Anver la... Nu știu, ia zi Cipriane! Da, mie mi-a plăcut share location-ul. Îți dai seama cum îl căutai tu pe Ciprian? Deci mi-a dat mesaj atunci, domnule, gata, ți-am dat, zice, îți plătesc eu taxiul, vii, nu știu ce, zic, Ciprian, nu vin că sunt Amsterdam. Și de curiozitate am intrat pe Google Maps cu locația aia. Deci nici Google Maps nu găsea locația aia. M-am bățit și noi când eram cu Lidii, cu bărbasul, care era expert în toate, și cu Michael Tache. Și eram în Olanda și noaptea pe la vreo două, Mănel era mare francofon. Așa? Domnul mi-a lăsat că vorbesc eu franceză, că eu am făcut de mic franceză. Bine, mă, dă-te, Doamne iartă, mă, vorbește franceză. Și a nimerit un flamand din ăla, înțelegi? Așa. S-a dat jos și a pus, s-i buple, stai, ca să mă fac de cat complet. Mi-am plecat de la Amsterdam, noaptea. Da. Eu conduceam, ăla dormea lângă mine, de nu știam că vorbește somn. Și eu îl întrebam pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Aveam 70 și nămoarele astea, astea, înțelegi? Da. Am mers două ore și îl întreb, bă, îl scol. Bă, ăștia au două Amsterdam, nu, de ce pe... Am dus două Amsterdam. Ăla spunea iurea în somn. Și s-a dat jos. Așa. Și vă plec, u, se truvle, le-a lăsat așa și a dat un flamand, a ajutat. Și s-a sătea de făcea, ia, 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 și zic, ce știi, cât de liniște asta, să urcă mașina unde mergem, n-am înțeles nimic. Păi de ce pizdă, mă, de cu 20 de minute, mă, ia, ia, puteai să urci mașina să plece. Dar și ăsta și Ciprian, când vorbește cu alea pe acolo în... Și că vomită. Da, mă, da, da. Zic, ce dracu le zici, mă, dar să vezi cum urlă la alea pe acolo. Noaptea de ies. Pe la mare ți-am spus că eram acolo cu domnul George Vapari. Stăteam împreună, că aveam restaurantul ăla. Și la sus, vezi, eu și vorbea cu nevasta, mă, în asta, în suedeză. Și crezi că e rău. Da, și m-am zis, ce mă, ți-e rău? Că mă omiți, oh, auzi, bă, s-a vomită când? Jumătate de oră, ce moare. Da, periculoasă limbă. Da. Da, lumea zice, bună seara, bună seara, bună seara, bună seara, bună seara. Fără bună seara. Bună seara. Bună seara. Ăla era, flămând, mai flămând, așa, Serghii, numărul 1, bombă. Bună seara! Da, numai ne salută. Bună seara, bună seara. Și noi salutăm și noi pe ei. Corect.
corespunzător. Haideți cu like-urile. Avem două like-uri. Nu, domne, nu. Avem mai multe. Avem vreo 300 și ceva de like-uri în total. Cum, acum de la început? Dacă nu mă înșel. Deci am început. Stai să văd dacă mă minte ăsta aici. De cum se nu, scuză-mă, sunt 300 și ceva de oameni care ne urmăresc. Ce spune? Cum să fie și vreo 50 de like-uri, scuză-mă. Nu avem cum. Nu avem cum. Fizic, psihic. Fizic, psihic. Chiar uite, domnule, 111, 113, hai, că ne minte ăla acolo. Cine? Nu, YouTube-ul. Da, o să-l pun acum. Da, domnule, așa a fost în Olanda. Deci că-s două am știut, până acolo am prins. Da, mă, mâncați așa. Gata! Gata! Mă suni matol să vin la băutură. Stai acolo unde îmi plăcește. Toate aia. Aici. Păi și... Vedeați-o ca acasă. De ce? Nu stai acolo? Nu numai așa se mută oamenii. Da. Eu am stat acolo ca să... Strângeți bulgare. Păi și de ce mi-ai zis că vine? Ce... Ai zis să nu ții, că ai face o să fie. Și, ce, și nu putea să intre, că era foarte... ce bine pare. Salut. Și cu pești ce faci șarpe? Bine. Zi, domne. Rugămintea este la sfârșit. Să te scuip. Un sfert de oră. Am o listă pe care vreau să o dezbat. Să te cu ăștia, cu cine? Deci lista este așa. Tu poți să încerc. Ești. Tu ești în afara listei. Da. Pe locul 2. Pe locul 2, pe locul 1. Da. Pe departe. Țapu. Glonț. Pe doi. Glonț. Șarpile cu trei asterixuri. Glonț te face în Ciprian, Bibi, Gogoașă, Digimano și după aia vine Glonț. Glonț e micobil. Glonț nu de ce mai tare. Mai am, acum lista e deschisă, să vă văd. Bună seara la toată lumea. Ia zi-mă, ce ai făcut când m-ai sunat, că erai când leu? Oi de capul. Și ce ți-am zis? Că trimiți mașină, trimiți avion. Păi și unde eram la... Unde? La băutură erai, la Tom. A, la Tom, dar și ce? Și ce ți-am zis? Vino încoace să bei. Și te chemam să te futem. Știi că nu obișnuiesc. A fost frumos, am râs rău. Pe cafea nu să rămână. Victima Angel? Da, așa, erai cu ăla, cu Dragoș. Și cu Grasu. Poftim? Mai încolo puțin. Alcool, bei? Nu, nu vezi cu mașina. Am venit pentru... Nu, efectiv nu mai suportam. Dar n-ai știut că vii. Nu, normal, pentru că am regizat cu doamna. Și ăsta m-a întrebat dacă mai vii. Azi, vezi? Și ar vrea... Nu te-ai prins. Nu, dar tu știi? Ce le întrebai? Dacă mai vine Brinchi. Te-a zis că șarpele-i pervers? Ce să spun, pescar, nene. Am stat mai în șpițurile astea la pescuica. Și acolo tot la șpițurile astea, cu grătar. Șpițul cum s-a făcut la noi, cu câte râsete, câte încurcături. La capre ce-ai făcut? Pe capre l-am păcălit și pe Lola, că Ana e copilul meu cu Tom. Făcut. Și capre a pus botul ca prost? Era să mă tot clipea așa, cum dume. Cum? Șpine, cum? Frumos. A, știți acolo sunteți copiii? Voi doi? Al Raul? Cine a zis? El. Capră? Nu capră, bă, mamă! Păi nu înțeleg ce ai zis! Mă rog, mama, știi nimic, nu știi. Copiii. Ce stai de băut? De mâncat. Nu fi, cine știe? Mă rog, mama, ce pui acolo? Nu pui nimica. Se uită, urmărește. Vreau să văd dacă șarpele e cinstit. Adică? Care ce? Șarpele mistofilisește lucrurile.
Adică ce vorbe, da, mă, da. Tu ești din letopisețul ăla, cum se cheamă ăla. Din șantane, din șantane și tactiruri. Și asta. Nu, ăla cu letopisețul. Udovei. Grigore ureche. Tu ești cu Grigore ureche aici, a? Ia zi, hai, povestește. Ce uite, și Nea Bibi aici. Nea Bibi e pe listă. Dar ce ți-am făcut, mă? Dacă tu ești, după acum veneam cu sprâncenele rase în locul tău. Și de ce? Ca să-i lași muți. Uite, bă, de aici, ăsta e semn de virilitate. Tu nu te-ai uitat la ei cum arată. Ți le radem și ți le facem cu creion. Lasă-mă, păi tu. Subții. Păi tu, mustața cu creion. Uite, Wagner zice, cei care v-ați auzit numele pe lista lui Brinchi, uitați-vă cu atenție peste umăr. Brinchi are rolul principal în noul film Hitman. De Wagner am uitat, dar lista e deschisă. Da, am înțeles. Wagner, te-ai autoturnat. Dar glonț ce te face, bă, frate? Da. Glonț e făcut, lasă, bă, ăla e... Că te-ai terminat. Ascuns, te-ai ascuns la lac după sprâncene. Loți e terminat. Da. Hai zi, ce ai făcut acolo? Mai știi? Da, că după aia nu mă bețiv, nu mă nenorociți, după aia m-a sunat Burchi. La ce mai vrea? Păi, ce crezi că vrea? Să vii la băutură. Păi da. Toată lumea vrea ce. La el era cu o fostă colegă de-a mea, cu Adrian Budișteanu. Adrian Budișteanu. Păi da, mă, dar tot timpul de întâi mai să bea, pentru că noi suntem oameni nu, muncii. Nu, i-a sărbat prin muncă. Păi dacă ești prost. Păi nu, da, așa s-a obișnuit de la unchiul. Când eram, și astăzi am fost la servici, am 38 de ani de muncă pe cartea de muncă, nu ca tine 30 te săptămâni. Te faci de lucru ca să mă luăm. În septembrie fac 39, la 40 mă pensionez. 6 ani te știu, n-ai muncit o zi. Tot timpul mă invizi la o cafea, la Otopeni. Păi dacă acolo am serviciu. Păi da, și la serviciu pe cafele. Păi da. Uite, zice Ivan Marian, breaking news, Brinchi dat în urmărire generală, peștele cu care s-a pozat era minor. Păi ce-și pe ăsta poliste? Nu o să mai ai hârtie cât te o să mă invoi și fără pix și fără hârtie. Da, dumneavoastră, de ce nu-i vine nicio băutură? Pentru că... Cum a întrebat ăla pe mine de la o revistă, cum petreceați de 1 mai? Și am spus, că nu era 1 mai în fiecare zi. Da. Dar asta eu întrebam pe toți, interesează cum petreceam. Eu l-am mai povestit, că știam când începe, când se termină Dumnezeu cu mila. Eu le-am spus că eram... Și dacă serbam Paștele, Crăciunul, era o sărbătoare permanentă. Cum? Să bea... Dar nu ciocneam și ouă, ești nebun. Dar câte Crăciunuri n-am ratat cu cine știm, cu cine? Îi dăm numele. Cum să ratăm? N-am ratat. Ba da, că mă vădam în prima zi cu asta și cum zicea Coraș cu asta? Ratați mozafirii. Și de multe ori s-a adeverit. Da. Vezi ce înseamnă, bă, prezența fizică. De-aia am și venit, mă, am călcat, păi mi-am lăsat, eram în tura de după amiază. Le-am povestit-o pe aia. Auzi, bă, am mulțit de tot. De nu știu, nu mai are vorbe. Nu știu, ne amenință. Hai, șer de zi. Nu ascult. Ce asculți? O muzică. Ascultă un concert de Bach, de coarde la Bach. Dar ce tu ești, noi doi acum? Da. Să văd cum arăți cu de prezență. Zi, bă, și cine a mai fost comisie? Nu mai lepre, cine tot să fie? Oameni de bine. Și le-am povestit-o la aia. Tu nu erai cu noi când cu barca. Nu. Puseseră ăștia pe Znagov din aia să dea startul, care nu mai stau. Mai erau și așa niște chestii de lemn, nu stăteau unul care îl ținea pe care da, da, erau flotoare din alea cu culoar. Cu... Era, știu, nu, erau alea. Le știu. Era un pontonaj de ăla pe care... Așa, și le-au pus ziua. Și eu noapte am plecat și conduceam și în picioare. Era, aveam șalbele mai... Deci, și când am intrat în ăla, m-am dus și nu știam cum s-a oprit barca și cum merg eu, că nu știam ce mi-a făcut, că erau aia spatele meu, erau Nicu și mă, ce mi-au făcut ăștia de... Nu mi-am nici alupă și sunt și în aer. Și când te-ai oprit? Ieri. E normal că a fost și ziua tineretului. Trebuia sărbat. La tine ce mai poți să servezi în ziua tineretului? Da, mă, dar îi duci pe calea cea bună pe ăștia mici, pe tine. Nu sunt un element bun. Cine ai zis că sunt un element bun? Da, mă, și pe mine mă mor cu aceeași întrebări. Dar astea le mai accept.
Dar ți-am spus alea la mormântări, cum mă simt? Oh, ce bine, ce râd eu la mormântări, da. Ce-mi place. Ce... joc cu barbut, joc cu copcică, cu mortul. Nu știu, au devenit șacal, bă, să hrănesc, da, din și nenorocit. Mai, și unde, unde ai băut? Acasă? Păi, să știi că n-am băut. Chiar n-am băut. Ce trebuie? Da. Ce Dumnezeu am făcut? Ai croșetat? Nu. Ai spart lemne? Nici măcar. Ai zugrăvit? Nu, bă, nici măcar. Am stat asta cu mințel. A fost, de ce? A fost filmul pe la mine. E în pregătire de facultate și a venit ăla pe la mine. Bun, și atunci ce ai mic? A fost râs mare tot. Băi, să spun cinstit, eram obosit și băi, era deja beți. Și știi că dacă te înveți pără, nu mai are. Mamă, mamă, de unde știi că l-am beți, bă, că Tom nu bea? Da, uite, capul tău, cum vorbesc. A, deci ai fost în stări avansate, păi, de... Da. Nu știu, așa, minte, cum vorbeam. Și tu și Dragoș erați eu, și tu și Dragoș. Într-o parte, parcă ești mai acolo. Așa începe. Da, așa începe să se umfle. Păi fi căzut undeva. Că și m-am pusat așa și mă doare, dar nu-i gandul. Așa începe. Începe să se umfle. Da, nu-i de la măsea de acolo? Nu. Mă doare... Să fi dat vreunul, vreun pont, drag. Nu, aici au osul. Cine știe, m-am spart ce întrează la băutură. Da. Sunt cazuri în care... Nu, chiar am fost cu mințel acasă. Cu fiimea a fost pe la mine două zile, el a făcut meditații, venea seara pe la mine. Hai, tați, rea cu meditație, făceai tu meditații. Nu eu, fiimeu. A, că dacă mai și meditator. La ce să fac? Da, asta zic și eu, la ce să fac? Sunt profesor. Vreți că ne-am scris șase nume. Sunt profesor, sunt șapte. Lista se completează. Hai, mă, că te scrie frumos. A fost la caligrafie. Da, mă, ce dracu, unde mă și vorbiți aici? Nu știu, ori dacă nu, poate să fie de la o măsea, dacă nu te-ai lovit undeva. E nu, că mă doare osul aici. A, dacă era de la măsea, era gangrenă aici. Ai controlat toaleta? Ai căzut în pumnul cuiva. Nu, domne, că am atacat pe toată lumea. N-ai spus capră, cum atacăm, cum facem, cum toată lumea să văd. Dar auzi, ce a zis capră, e adevărat? E, nu știu, ce a zis că spune că vrea să văd. Păi nu, că a spus public. Că ce? Că vă taxa rău la bani, la mâncare, la alea, la alea. Nu, nu, nu ne-a ars niciodată. Nu mă va taxa, va lua bani pe mâncare, pe chiftele, pe oare. Pe tot ce mâncam în fiecare zi, două de chiftele, aveam cam 20 de chiftele, aveam o... Cât e? 20 de lei chifteaua? Nu, mai scump. Mai scump? Da. Păi era, a zis că m-am luat, că bă, carnea costă 35 de lei, un kilogram, care face nou, dar e muncă. Ne-a luat cineva. Păi ce muncă, mă, să faci niște chiftele? Muncă multă, ia. Cine te... E, cine poate să ne ia? Cine? Da, poate că nu. Să-mi spuneți că vine Brinchi. Foarte bine. Cine? Să vă fie. Ce, Iuliu, veneai și dacă venea Brinchi? M-am gândit să-i zic, dar n-am știut dacă se poate. Șmechere, mă, nu ne-a băgat 5 zile, era numai la dușman, nimic. Nimic, nici un telefon, nimic. Iar ești și în dușmănie și cu Liviu? Nici o prădeală, la nimic. A? Nu v-am citat această dușmănie sute de ani, cum a fost între turci și greci. Băi, du-te, dracu. Bă, cu toți te-ai certat. Eu nu m-am certat cu nimeni. Nu mai ai un prieten din aia vechi. Eu sunt care? Recaut, să mor eu dacă nu știu. Ce-am murit chestia cu Raul, eu nu vreau să stric prietenia cu tine. Nu vorbe, bă, ai luat, ai făcut, ai mâncat, chifteau, aia, eu special am chifteau, să vezi că te costă chifteau. Da? Și sunt și mai mici. Da. Mânca mai multă. Eu nu vreau, este sigur un prieten al tău. Ne simțit. Vine cu pachet de la servici, asta a rămas. Că noi așa mâncăm la servici. Genial! Noi așa am de la servici. Am ei, fost la, stai puțin, că ți-au, la... stai că te învăț o șmecherie. Îți iau taxă de doc. Am fost la servici și n-am apucat să... Nu mai vă mai fac toate misiile astea cu pâine, așa și cu asta. N-avem cuțit acolo. O să, o, o să te spune Rauș pe tine pe TikTok. Da? Că și apropo ce ai fi ce mâncăm noi la servici, că nu suntem milionari ca tine. Ăștia care avem 38 de ani, 39 mâine pe mine pe cartea de muncă, mâncăm ce să prin brișcă.
Uite, te servesc. Ceapă spartă cu pumnul. Te servesc, să nu zici că suntem prost. Păziar, așa mâncăm. Păi așa, nu știu cum era, așa parizărul. Te rog, servește. Vrei să vină? Cine? Păi nu pentru și acolo, că și-ar vedea polist. Și pâine de făcut. Păi asta e bine. Nu vrei șniță, ne vrei șniță. Nu, Serghe, că de-abia am bani de lumânire. Dar mi-a întrebat dacă ziarul e de la Scânteia. Nu, nu, da. Nu. Ziarul de la Libertatea, care e împotriva lui. Cine credeți că s-a sesizat la acest moment? Aki? Vrei usturoi, vrei murături? Nu, Serghe, cam tot ce-mi trebuie. Am fachetelul de la Servi, mi l-a pus mama dimineața. Știu că mama îmi pune dimineața, îmi pune pachet. Știi că nu scapi, te fac acum cu Raul. Curentul. Tu ce curent? Că dacă îți răcii tu? Nu, curentul, casă, căldura. Nici măcar nu consum, n-am văzut cafea la termos. Băule. Bună seara, de unde e? Nu am băut. Cu ce regie a venit ăsta, nene? E? Dar nu vreți o farfurie? Păi nu, că asta e, că e pe ziar. Am înțeles. Brian, a văzut Liniuță? Vrei? Șarpe, vrei? Stai un pic. Hai să-ți au gura, că până acum ai tăcut. Că mănâncă pe poeziile lui Vadim către cârmaci. Folosiți sprâncenele pe post de babețică, cine crezi că zice? Cine? Sau doamna Marinescu. Doamna Marinescu e... Gata! Da, un șervețel dacă ne-a dus și nouă. Trădare totală! Dar de ce s-a dat cu dușmanul halul ăsta? Păi și ai pus acolo ăla și am acum fumă cu TikTok. Uite, nu zice mai. George Gabriel, bună seara, domnul Brinchi, mâncați exact ca pe vremea lui Neanim cu ăla mare, ziarul Scânteia. Migdale este gelos pe ziarul. Mamă, dar Migdale acum ce făcea? Păi mutăm, vrei să fumezi acum? De nu, jumate mânca, jumate citea. Da? Era erudit, Migdale? Uite, deci că genială faza cu ziarul, respect și poftă bună. Cine zice? Ia uzi, Iulia întreabă cu ce a ajuns domnul Brinchi la Chermănești. L-a adus o iubită. Cu 403, Iulia. Trece din jumătate de oră până acasă la Scânteii. Ce regii face domnul Brinchi? Dă-mă chitele. Parizerul, ce zici? Bun. Vrei chitele? Nu, se pune în casă, dacă ai de chitele, că poți să nu, nu, nu am de chitele. Sunt scumpe. E o jiță. Nici măcar. Bună ziua! Să rămână! Și mama aș fi ea. Să rămână curat. Toată lumea știe! Eu știu să păstrez un secret dacă mi s-a spus că... Deci eu spus că a venit cu ziarul, a venit cu sărbina. Cu ziarul, a spart ceapa aia, da? E pachetelul, Cora, pachetelul de la servici. N-am apucat să mă lucrez. Exact, când pleca el la munca câmpului. Cam la agricultură, da. Eu spre deosebire de alții care au 3 săptămâni în care am 38 de ani, 39 septembrie, la 40 mă las, mă pensionez. Da. Pachetelul face mama dimineața la zi. Păi mă văd numai eu. Nu sunt cap. Nu poți să pui așa de alat? De alat, nu poți să pui de alat? Păi ne văd invers dacă pun de alat. Păi ce contează? Poate amețesc. Acum au intrat? Da. Oarecum, da. Sper să fie și sunetul. Merge. Și că salutare de muștarul de tecuci lipsește. Da. Muștarul da, avem. Avem mâncare, nu e nu. V-am auzit. Nu. Că la așa la Znagov, chiftelele sunt 20 de lei bucate. Bagă și manoperă, curent. Dacă te bag și la șnițele și gata. Ce meniu aveți în această seară? Parizer, slănina, ceapă spartă cu pomnul? Da. Pentru că suntem... Eu nu-mi dau seama dacă... Că n-am cum să văd. Să vadă oamenii slănina, parizerul... Mai așa? Da. Da, așa, perfect. Da, așa, perfect. Mișto. Termos, gata. Wow, da? Avem demonstrații, nu vreau, da? Ora, nu vreau să mă ating nimic din cealul ăsta. Da? Păi data jumate al meu, o să te atingi. Păi nu știu care e jumatea ta de care se... Nu știu care... Jumatea mea e mai mare decât jumatea lui. Bine, fii atent cum facem. Tăiem chiftele pe jumate, șnițele pe jumate și mănânci din partea ei. Da.
Mă bag. Nu, dracu, nu pare să aibă nimica. Nu, e bine. Mă bag. Dar e circumspectă. Ia așa cu o slănină în Pariză. E de excepție Pariză. Da, este țigare. E circumspectă. Da, dacă te uiți. Da. Dragi mei. Dacă nu s-a auzit că se vorbește tot. Slănina e făcută de mine. Da. Până și tot face. Uite, ce-a vrut să-i? Nu, așa. Mulțumesc. Da. Ceapă nu mănânci? Bata, dar nu vreau acum. Nu. Dar de ce? Mai ia stomacul. Iese. Cine? Păi să nu-ți iei GP-ul. Mai lasă, nu-ți iei. Bună să nu-ți. Mamă. Ce nu-ți place? Bună. Nu, e foarte bună. De unde este procurată de slănina? Tu ai făcut-o? Eu am slănină de la Vicky. Vreau și eu să văd dacă tu ai. Dar nu vrei de la Vicky? De la Vicky Vic. De la Vicky Vic, care a făcut slănină porc domestic combinat cu ăla. Cu uliu. Din porc de casă. Nu mă, cu porc mistrez, dar vrei? Nu. Și cârnați. Nu mă, pentru că porcul ăla de casă a fost un bun, dacă asta să îl tragă mistrețul. Și cât de urât pute mistrețul și jegos. Da, și porcii sunt miros o frumusețe. Când intri la porci, îți vine parfum. Eu mă tăvăresc pe jos, mă încucă capa. Da? De acolo ți s-au aflat. Da, mă, frate, stai aici. Corea, ai tras luna? Din greșeală cu corea? Da, s-au aflat falcă. Tomatolog? Da, e ceva. Da? Da. Înseamnă că trebuie să o misteze pe Monica. Nu e dinter, mă, că dinter n-ar mic. Aici, când apăs, mă doare osul. Iese prin os. Eu nu zic ce nu văd rachiul de Tescovina. Avem și păr. Da. Cum stă șarpe din Pariză? Lumea e... Că invazie de scrumbie pe Snagov. Lumea ce? E acolo. Ce vrei? Nu, o felie de Pariză. Mi-ai zis să gust din el sau... Ai pâine. Dar l-am văzut pe Viorel Crăcea și cu una din găștile lui. Au fost la Casa Memorială, la Sconicești. Da? Se pozaseră acolo, da, în față, cu statuia. Cu... Dă-mi și mie, Sănirea. Dar ce-a făcut cu statuia, da, chiar? Nu știu, că ai și banii ajuns, că nu ți-ai luat. Păi lasă să se adune. Păi dar n-am mai făcut mic. Păi n-am făcut, o să spun. Lasă să sunt. Cum? În privat o să spun. Păi tu vorbești cu mine în privat? Prin Ana. Nu vrei cu ăla? Să fac semișuri în direct. Nu vrei băgat slănină? E bună rău slănină. Cred că ai... Ana, te rog frumos. Gustul din Paris de Rosa de mare excepție. Povestea cum se făcea aproape cum se făcea odată pe vremea lui Ceașcă. Dar cine a făcut Paris de Rosa? El. Se bine. Îți dai seama Raul acum cum să facă emisiunea de bă la mine ce mâncau ce mâncau. Da, exact. Da. Dar face și el TikTok-ul de-asta? Face TikTok și mai mult cur. Dar mergeți de râsul acesta. Ai văzut ce e la gura șarpe de când nu sunt aici? Dar ce mă ia la 11 metri pe peste tot? Cu spălcele. Acum eu, tace. De când am venit n-a scos un cuvânt. Deci dacă nu s-a pregătit, l-ai luat în pregătite cu surpriza. De unde ai Silvana? De unde vreau acolo? Din frigider. Dar poți să iei vin, poți să iei whisky, poți să iei vodcă, țuică, palincă. Ia uzi, nu cred de nepotul lui Ceaușescu, l-am mai văzut, spune Răzvan. Pe nepotul Ceaușescu, că de asta? Damn. Mănânc așa. Nu, foarte bine, foarte bine. Cioane zice să mai toarne doamna Cora ceva. După ce că ne-am nerucit, acum vrea să mai nerucească și acum. Ce anume? Că nu aveam ce mânca pe vremea aia și mâncam și eu pe ziare și pe asta. Cine zice așa ceva? Eu și poporul. Că mâncam de pe ziare, cine zicea că mâncam? Mâncam pe ziare, mâncam în picioare. N-aveam nici masă. La TVR. Când lucrai tu la TVR, ia și mă, cum mâncați acolo? Așa mergeam. Pe camere, pe pelicule, pe alea, nu ne apucați. Vreau să spun că Serghie a avut o perioadă când a muncit în afară de TVR. Opa, unde? Cu care... Cu carte de muncă? Da. Bă, lasă-l dracu. Nu, carte de muncă a avut tot timpul, că i-am făcut eu. Dar... Ce? Mi-a făcut un căcat, mi-a făcut cu sarul mic. Și asta e pensie. Și a bătut joc de mine.
Deci. Dar ce vrei? Câteva milioane? Dracu, de aici ați ajuns. A fost o perioadă istorică în care el împreună cu un prieten, Ovidiu Marin, avea un chioșc pe Calea Moșilor. Chiar după Revoluție, imediat. Deci am muncit acolo? Și acolo a fost singurul lucru unde am văzut că ai muncit, în sensul că te duceai și făceai cumpărăturile. Venea cu baxurile de țigări, nu mai țin minte ce i-a făcut lui Vicky. Deci cu Fiorino sau ce dracu. Mergeam la țigări că se făcea contrabandă. Nu e important. Ți-am spus cu Vicky. Că tu conduceai. Ți-am spus cu Vicky că le fumează pe toate, e? Nu. A, păi povestește, e tare de tot. N-avem voie cu Vicky, că nu știe lumea cine e Vicky. Nu știe nimeni cine e Vicky. Eram în... aveam un Fiorino, da? Stai că dacă... A prins că era trebuie să mută... Da. Și tu a prins? Păi fumezi o dată cu el, am avem cu... Păi bă, nu, pot să fumezi pe răzbirea și după aia. Da. Ia de pe Vicky, păi povestește-mă. De ce? Păi a vrut să se sustragă imediat, da, să fumeze. Nu. Dar de ce nu e voie? De ce nu e voie? Nu ne-a să mai distribuim că sunt comportamente nedesirabile. Da. Și, și Vicky stătea în spate cu vreo 4 baxuri, înțelegi? Și spun, fii atent ce fac. Și noi eram în față și aveam un, acolo nu avea scaune. Și aveam un grilaj să ținea de grilaj. Și am pus vreo 200 frâne mai cu capul în aia de aia. Mai cu capul în aia. Mai cu capul în aia, înțelegi? Și făceam Marin, cât face? Nu, că e omul meu, înțelegi? Și zic, Vicky, garda, oprește, nu știu ce facem. Le dăm jos, fumăm toată mâinile. Și cum să mă, 4-4-le și nebun, bă, la gură, ca să nu le ia garda 4-le. Știi cine e Vicky, da? Știi cine e Vicky? Poți să te coleg de echipă, că nu știi cine e Vicky. Da. Bă, dar noi vrea să cadă ucea. Cum faci, măști, oprește, mă, ce facem? Mă pun pe bordură, fumăm cu smoke, cu smoke, cu stonurile. Cum să fac, mă, pe mâinile de plămâni, mai bine ne confiscă baxurile. Bun, bun, mă. Întreabă DJ Mano dacă domnul Brinchi mânca parințel pe ziar cu fata de la pagina 5. Da. Da. Și au rămas flocii pe zi. I-au rămas flocii pe parință. De jegos poți să fii la vorbă. Dar ia-ți, mă, firea, să-mi primi toate. Nu mai vreau nimic. Mai vrei ceapă? Uite, o lasă aici să strânge ziarul. Că-mi trebuie și mâine să-l împachetez frumos. Lasă-l la mătălea. Împachetez frumos. De lea acora. De ce să lea acora? Știi de vârsta noastră? Nu, e mai bun, mai bătân. Și bătă, ești cel mai boșor. Te dracu, mai tot vorbi. Că... Știi că a venit chipit pe tine. Brinchi a venit cu o listă, uite aici. Am listă acolo. Trebuie să mă ocup de ăștia de aproape seara asta. Am înțeles, deci ești pregătit. Păi n-am mai suportat, pe cuvântul meu. Mă iau la mișto, mă fac. Când vin, uite și tu cum tac. Ăla a tăcut că am venit eu, ăsta tăce. Eu că ăsta a tăcut că ai venit tu. Când îi spun, bă, te face cura din poanie, face ce vrea cu tine, ești cățelul ăla nascută. Eu ți-am dus în locul tău, eu acum veneam cu spâncile rase. Păi nu iubim cu spâncile rase. Și tatuate. Da, și le făceam așa și eu. Cum se făcea, cum se făcea doamna general, se făcea, îi făcea și toată. De ce, bă, să mi le rad? Ăsta e semn de prestanță. De... Dacă îți spun că mai trimis bani pe Revolut, cred că zor că mașina își vine cu acel. Deci am trimis în avans pentru șnițel și chiftele. Să stimeată, doamna Iulia, ție să stimeată prietenele tale pe Revolut. Nu mă nimic pe acolo? N-am mai zis nimic. Nu, nimic. Zicea nu, mai nu. Sus. Păi cred că e pe drum. Uite, Liviu zice, ce carte de muncă i-ați făcut doamna Cora? De aia are Serghei pensie 1300 de lei. Păi aia mi-a făcut, mă, bineînțeles. Pe salariu minim de economie, cu ce să-i fac? Păi dacă ești deșteaptă, păi nu merita mai mult dacă muncea? Hai, m-am ținut toate alea și la băutură. A ținut. Și dracu ai ținut. Restaurantul era pragul cu alimente. Alo, alo! De câte ori nu te-am scos de la gardă și de la toate? Pe mine? Dar cine, pe mama? De ce, mă, la arestație? Păi nu, dacă venea garda și era cine mergea? Poate te tot ce făceai acolo, cu cum e prescris. Wagner, cred că iei locul lui Țapu pe listă. Țapu e la muncă, de-aia nu scrie. A zis că la 9 intră Țapu. Mi-a zis. Uite, sprâncenele sunt semn de regalitate. Cine a zis? Și virilitate. Ăștia care n-au sprâncene, da, stânga, așa.
Trebuie să stea pe WC să pișim. Ce faci? Acum ciungli acolo? Păi dacă nu vrei mă să-mi dai un pumn. Păi s-ar putea să ai un absces de la dinte. Păi și martura dintele. Nu, doare unde este nervul. Dar te doare sau nu te doare? Nu, decât dacă apăs aici. Dar mă doare osul, nu. De aici te doare dacă apeși? Nu. Ui fi dormit în, pe pietre. George Comănescu zice salutare. Ce proiecte de suflet avea Nicolae Ceaușescu, iar revoluția l-a prins neinițiate sau nefinalizate? Latră, mă, că nu mă întreb pe mine, pe tine te întreb. Să latră, animalule. Păi, deci, urma să facă... Să mă aresteze pe mine era... Asta era de desert, așa, de... Desert. În continuu vreau să mă lege. Păi și nu meritai? Nu. Ei, nu. Eram un om foarte bun. Terminarea canalului București-Dunăre, ceea ce ar fi însemnat mult pentru enorm. București. Și a venit, primul rând când deveneam, am spus Animal de aici din stânga mea, care era de meserie hidrotehnician. Nu, unchiul vostru, stai, dă-te pe mine acum ca să fumez eu. Mută-l pe mine, ce cap mare, nu-i cap spulcenele, da, de azi. Era 90% gata, mai era un pic de lucru. La Budești e oprit. Să trăiești. Și îți spune că era Bucureștiul devenea... Acolo era treia ecluza să fie, mi se pare. Și, mai era de și Bucureștiul era devenea port, venea port la Marea Neagră. Și despre ce vorbim? Era, nu, legătură... era port la canal, cu legătură la Marea Neagră. Ce au comentat Ciprian? Da, am văzut. Ce zice domnul Ciprian? Sigur vrei să-și citesc? Da, ia spuneți. Ce zice? Baftă multă la pește, domnul Brinchi, pentru 5 ani. Cipriane, întoarce-te aș pe dos. Ahalele ce ești. Păi, stai puțin că așa că apar n-ai să vorbești și trebuie să vorbesc cu numele tău. În primul rând că vrea să facă că la Revoluție nu a fost la zero. Aveam câteva miliarde. Nu, n-am ajuns la ea. Deci primul lucru care era, da, era cel mai important. În 90 era canalul din punct de vedere economic. Noi acum erau după aceea era proiectul NI. Cu banca pentru țările cu împrumuturi cu dobândă foarte mică pentru țările. Păi un FNI mai, cu dobândă mai jos decât ea, dacă luau toți de la noi. Și o făcea cu arabii, cu africani, cu țările, astea, țările care aveau bani. De au și fost în Irak. Care aveau bani, care aveau petrol și alea. Și era șmecherie. Tu știi, dacă noi eram acum, cum veni eu, acum eram noi. Adică o chestie foarte inteligentă. Le dădeau bani, le dădeau petrol. La un preț de nimic. Bineînțeles, dar e de la o șmecherie. El a vrut să dea mult sub femeii la preț. De asta s-au făcut și combinatele alea petrochimice. Media s-a făcut pe petrolul lui Gaddafi. Brazi nu. Dar media s-a făcut foarte bine. Drautenii a făcut foarte de că avem foarte mult curent, avem foarte mult asta, ceea ce ai să mă închine câteva. Eram, deci în anii 65, ăștia născuți mai devreme, vă aduceți aminte când a lansat teoria cu independența energetică, toată lumea se crucea și înjura ce trebuie independența energetică. Deci, acum, în ce constă această teorie? Păi s-au creat... Asta e pe cine ești, ești murilator, ce ești anchetat? Uite, am crezut în Plasa Fraierului. Păi ia vezi, am crezut că vorbim serios. Deci s-au... Păi ia din anii 60, câte hidrocentrale și ce anvergură a avut construcția de hidrocentrale, producerea de cu alea de la Cernavodă, care s-a făcut a doua, după care a venit, care făcută, a venit centrala de la Cernavodă. Care mai cinci, mult. Care are 5 reactoare și merge unul sau două. Producea apă grea la turnul Severin. Aia a fost o lovitură cumplită pentru concurență. Deci avea proiectul cu banca și știu de la tata, deci din sursă foarte apropiată, că după ce, în 90, după ce s-a terminat canalul, unde lucrau cât un kilometru fiecare județ, aveau în întrepriză. Cei cu care aveau utilaje și muncitori acolo, dar nu are rost să vă spun ce avantaje aveau oamenii care lucrau la canal, pentru că am trăit acolo. Lumea, mă, și la Casa Poporului. Și bani, și mâncare. Nu e adevărat. Bine, mă, știi tu, de unde dreapă știi tu? Nu, pentru că mulți după internet zic că nu e adevărat, că la canal, că păi, mureau. Spun că a fost alt canal, domne, ei confundă. Stai canalul din 50 ei confundă canalul din 50, canalul ăsta, că nu are nicio legătură, dar
De-aia vă spun. Ei confundă și epoca. Ei ce a făcut Gheorghe Gheorghe Udeș și cu Danu Gheorghe Udeș, că a făcut ăla ruși. Udeș, bă, făcut, păi, da, Beria Gheorghe Udeș a scăpat de ei de ruși. Exact. E, dar ei nu mai spun. Toți spun de canal, de canalul ăla. A fost bolșevismul. Nicio legătură canalul. Bă, a fost bolșevismul în anii 45. În primul canal, două secunde. 55. Canalul ăsta a fost făcut foarte mult cu armată. Cu oameni de specialitate, unde a fost și Ionescu, al nostru Dumnezeu să-l ierte. Și cu pușcărie. Și a murit Cornel? Nu. A murit Cornel? Nu. Bă, a murit Cornel? Da. Când? Am înțeles că acum vreo două sau trei luni. Bă, Dumnezeu să-l ierte. N-a fost făcut și cu pușcăria și asta? Nu. Aia a fost în anii 50. Ok. La casa. Dar vreau să-ți mai spun o chestie. Eu am lucrat cu pușcăriași în agricultură. Păi se vede. Și... Nu cu tine, mă, cu de-aia adevărat. De la sprâncene se vede. Înțelegi? Și oamenii chiar vroiau să iasă la lucru pentru că aveau niște facilități foarte mari. Aveau avantaje. Îi scădea... Mâncare mai bună... Și scădea din pedeapsă, mă, la jumătate. Mult le scădea. Plus că luau și niște bani. Deci eu îi plăteam ca pe un muncitor normal. O parte lua pușcăria și o parte până lui. Deci nu... Bine, sigur, nu veneau ăia care da, erau criminali în serie sau... Aia, dar veneau de portofel, o găină... Dar plus că la un an, doi, dădea decret. Da, îi scăpa pe aia, ieșeau... Când a ajuns vărul lui, Nicu, da, dom'le, știi cum... Nu știu. Păi citește, bă, nu te lua de mine, te fute grijă numai de sprâncenele mele. Până una și citește. M-a enervat. Am venit să-mi dai o pastilă, Ana, că sunt... Când a mers Nicu acolo, îi spuneau tătucu. Că la 23 august, la zi, la astea, dădea decât. Bine, nu la aia cu crime cu alea. Da, mă, nu ăia care erau periculoși. Dar la găinarii ăștia și de care erau... Genul ăsta. și oamenii care greșeau, da, și trebuia să plătească, le dădea drumul de două ori pe an. De 23 august și de Ziua Republicii, de 30 decembrie. Decât. Și cu ăștia avea... Cu ăștia avea în plan fiecare județ să-și facă pe raza județului să facă autostradă începând cu sfârșitul anului 90, București, Constanța, Oradea. Da, și asta și era într-un an, era gata. Nu stăteam că acum ca la Mila, vine gândacul roșu, nu facem autostradă. Ne custa cu două perechi de bine, pulea pătarul. Vă rămâși mă frumos că se uită oameni. Care oameni? Wagner, Gogoașe? Nominalizează-i! Lista! Da, sigur, și erau foarte mulți specialiști, pentru că nu s-a făcut ea și sapă cu târnăcopul. Eu am trăit între ei, am trăit între ei, numai pe el. Am trăit între ei și știu bine ce fel de oameni erau. Erau niște oameni jos pălăria. Erau specialiști, mă! Bă, deci, păi, erau oameni deosebiți. Dar am povestit, ți-am spus și cu metrou, că tu n-ai prins cu metrou. Da, și... Ți-am spus cu metrou. Ce vise mai avea să dezvolte construcția de avioane. Începuse cu Rombacul 11. Este puțin, explică la mine. Rombacul care avea motor de Rolls. Care l-a adus când a fost la plimbat Lizica cu trăsura. Când spuneau ăștia că se ascundea regina noaptea. Da. Și a furat și bibelul regii. Da. Bă, niște idioți, bă, ce dracu. Băi, uite acum, hai că prea m-am enervat și numai că nu pot să-l fui pe ăsta mai într-o parte să mai stea în față. Numai când îl văd. Bă, ne place, nu ne place, sau vă place, nu vă place, omul ăsta o să rămână în istorie, cu bune, cu rele. Acum iar o să începă să mă facă ăștia nostalgic. Păi ești nostalgic. Au început? Nu, dar n-ai cum să nu fii nostalgic după vremea în care făceai toate. Nu e vorba de nostalgie. Nu e, stai mă puțin. Nu e. Băi, Daniel, nu vorbim de tinerețea noastră. Sigur că suntem nostalgici după anii. Nu le pomenesc, am multe sunt lucruri care nu se pot povesti. Uite, Wagner zice, amintirile mele din copilărie. Ne adunam și puneam toți bani, un leu 50 de bani. Cumpăram șuncă de Praga și pâine neagră aburindă de la alimentară. Minte, că nu există așa ceva. Împărțeam totul egal. Păi era pâine neagră. Minte, cea mai bună. Cea mai bună. Criminală care au scos-o. N-ai prins. Ce? Pâine de cartofi neagră. Cea mai bună era intermediara aia. Da, a fost și după 90 ani. Da, dar nu mai era. Asta nu știu, dar era.
Bă, deci aia nu se întărea, tu înțelegi? Dați-ne like-uri, ăia de pe YouTube, de pe TikTok, intrați pe YouTube să vedeți emisiuni cu Spâncenatul care v-a făcut viața voastră. Și în... Gândește-te că... La părăzite emisiunea. Gândește-te că... Sunt omul surpriză, când plec, când vine. Da. Gândește-te că... Așa și cum spunea și Petrețuțea, a luat România din evul mediu și a lăsat-o unde a lăsat-o. Ne căcăm pe noi. Făceau 100 și ceva de mii de apartamente pe an. Bine, mulți acum vin și spun că s-a șters cu buretele toată perioada interbelică, unde am avut o grămadă de... Bă, uite-te! Eu spun uite-te, ce spun alții. Păi, deci tu ești purtătorul lor de cuvânt. Ce industrie? Trebuie să fie cineva în contra. Ce industrie am avut în perioada și ce industrie am avut acum? Deci, făceam absolut. Hai să citim istorie. Cele mai mari jmenuri și nenorociri au început cu afacerea Skoda când au vândut aia puști fără gaură. Despre ce vorbim? Cea mai mare corupție și cea mai mare gulăneală a fost atunci. Ia și uită-te pe rețele de socializare, dacă nu citești, că nu văd că nu citești. Să vezi cum arătau cartierele Bucureștiului, începând cu Groapa Floreasca și Balta Albă. Ce zici, mă? Balta Albă. Acolo se teme. A nici nu exista, mă. Știu. Cine? Balta Albă. Balta Albă era o baltă. Era câmpie. Era, nu, baltă. Păi știu că era baltă, dar era, după ce se trăna baltă, era câmpie. Eram la știință. Era, da. Dar nu asta, casele care erau în ferentarii, în Vergul. Deci, despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Repet și Litoralul, mă, tot era. Era de litoral ce? Era Mamaia cu Palatul și... Regal, cu era Cazinou. Era Mamaia și... Ceforie erau trei case. Trei case. Atât? În trei ani de zile a făcut Neptun, Jupiter, Venus, Saturn... Păi și alea ce erau înainte să facă? Nimic. Câmp. Sate, ce câmp, era? Câmp. 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 Sate? Costinești era ce era Costinești? Ce era? Câmp. Căcat. Ce dracu vorbim? La munte. Asta urma să vorbim? La munte și la mare, în orice împrejurare. Ciocolata voinic te face pitic. Alte întrebări, că cu asta n-am. Serghei, ai auzit de fabrica de la Mărășești, cea mai mare din Europa de Est, astăzi distrusă toată? Păi da, e distrus totul, nu mai, absolut tot. Ce se face? Păi combinatele ăla de la Pitești. Cinci din astea de făcut vapoare, făceam pescadoare, făceam asta, nu mai avem nimic. Cred că a fost un articol. Și repet, de ce nu urmărești rețele de socializare? Cred că are boală pe tine, dar a fost acolo o chestie super, super mișto, a postat un nene, nu mi-amintesc cum îl cheamă, un domn, ca să mă exprim așa, dar poate e tovarăș și îl jignesc. Situația flotei românești cu navele în primăvara lui 89. Te doare, te-aia durerea de cap. Platforme petroliere. Toate țările arabe lucrau cu astea de utilaje de foraj, platforme și astea făcute numai de români. Și acum la, cum se cheamă aici, când mergi de la Znagov pe autostradă, încolo mă spre Brașov, primul oraș, Ploiești. Să trăiești. Erau cei mai tari în utilaj petrolier. Da, și, acum fac de asta pentru pod, ferme pentru pod și la Galați. Trei sferturi s-a dărâmat. Da. Combinatul chimic de la Pitești. N-au vrut să-l vândă, au vrut să-l cumpere unii. Și firma aia care l-a luat, OMV, suntem ginte germană, nu vorbim. Eu vorbim de germană. Știu că mai de azi. Bacă și pe ăsta. A preferat să-l dărâme complet și să distrugă complet. Și nu numai ăla. Ăla de la Râmnicu Vâlcea, de la... Am toate să... Dar în București, MGB-ul, 23 august, toate alea, foarte pe toate. De cât era? Să făceau automobile, făcea Malax sau automobile. Bă, foarte frumos făcea. Era în început, un pionierat. Făcea două pe lună. Cât de dracu să făceau după aceea? Tehnică, da? Militară. Aia e bașca. Multe erau asta. Făceau acolo unde se făcea aia, făceau atiurile amenizate. Cipriane, te mănâncă chielea rău de tot. Ce zice? Dacă aveam pescador pe vremuri.
Bă, n-aveam atunci, dar acum am. Locul 3, pe flotă de pescuit oceanic. Ce, dar cu fabrică de aia de făcut sardele? Pe toate le făceau sardele. Și acum suntem locul 3, nici la bărci cu vâzări mai suntem. De Marin Ștefan zice, de ce este lăsat portul Constanța în paragină aproape? Eu știu. Ca să zic, mă, tu. Zic că ești mai deștept. Zic de ce? Ca să nu existe concurență. Nu, nu cadea în verul ca toate alea dacă dau deșteptul. Păi tu, eu ce spun? Să nu fie concurență. Și tot pe rețelele de socializare, ca să nu facem reclamă concurenței, apare o groază de imagini cu nave, cum stăteau la coadă și ce iureș era în portul Constanța înainte de 89. Să încărca, să descărca într-o veselie. Păi se făcea export mult, mă. Bă, și export. Veneau și materii prime. Că nu... Veneau materii prime, normal. Noi, pe vremea eram atât de proști, sau erau comuniștii atât de proști, că eu n-am apucat, am fost copil. De ce nici erau nu ai fost mai departid? Eu n-am fost. Păi și atunci dar tu ai fost mai comunist ca mine. Ai avut Mercedes, securiști. Ai... Dar n-aveam eu, le-avea tata. La... Și tu de ce te foloseai de ele? Păi nu mergeam. Cum nu mergeai tu? Eu mergeam. Deci, cu ce mașină mergeai? Pe jos. Pe jos. Ca Badea Cărțan. Da, pe trotuar, de cădeai, îți rupeai mecla. Da, da, știi. Te ducea tache cu motoreta pe tine. Băi, tache, da, cu motoreta. Da. Păi și întâi mai cum îl petreceați pe vremea aia? Jucam barbut. Da. Un bou. Bă, când eram copil, care când, când eram copil, până când am intrat în această adunătură perversă, stăteam pe fosta calinimicea Iliade. Și toată demonstrația, masa de oameni care demonstrau, trecea pe acolo să risipea. Trecea prin Piața Aviatorilor și o lua pe acolo să risipeau. Dorobanți, Florească. Bă, era de la 6 dimineața, aia începea la 9, 10, Dumnezeu știe când, de la 6 dimineața eram cu golanii. Copii de vârsta mea, cu Pavel, cu Zaza, cu când știi. Să ne uităm la aia, când stăteam ca proștii 3-4 ore, să vedem oamenii acum trec. Bă, toți râdeau, îmbrăcați lejer. Eu vorbesc de perioada copilăriei. După aceea nu mai știu că am intrat într-o gașcă, am intrat într-o gașcă rău famată. Cu numiții. Poftim? Cu numiții. Da? Și de acolo se risipeau și se umpleau toate cârciumile care erau ștrandurile pe Bordei, pe Floreasca, pe mici bere, sărbări, câmpenești. Și cremviști, mă! Cine? Cremviști. Cremviști? Să aveam mătune de francez. Da, mă, era... Deci era o... Dar ce bun erau aia, nene. Da, da. Ai mai zis și data trecută și după ce am plecat de la emisiune, m-a oprit la Mega și mi-am luat cremvuș cu nu, pâine și dar nu, muștaci. Aia nu-s bun, mă, tată, mă. Aia sunt... Și au fost bun de ceva? Adică aveau... Mie mi-era poftă după ce a fost vestit el de cremvuș. Dar nu-s bun aia, te-am văzut ceva, te-am văzut eu. De la Lidl, vrei să se... Nu, e, am mâncat. Înțelegi? A apărut și domnul Țapu. Unde ești, Țapule? Fugiți! Fugiți! Țapule, n-ai venit de la început, dar ești, am o listă aici. Și tu ești primul cap de listă. Primul cap de listă. Da. Titlul este Serghei, care e în afara competiției, pentru că de departe e cea mai mare lepră, dar primul ești tu și te suflă în ceafă șarpele. Eu nu știu de ce. Nu știi de ce? Eu o să-ți aminte, stai liniștit. Bă, că n-ai vorbe acum. Acum te o dai pe politică, pe economie. Da. Pe... Eu am acum zis două bune, una cu sprâncenatul. Și am mai zis încă una cu sprânceană și atât. Vrei să, vrei să, vrei să, caut, vrei să caut acum live-urile? Deci acum a început. Bună seara, domnul Nicolae Ceaușescu. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Ați avut baftă la pescuit? Țapule, e valabil ce a spus lui Ciprian și pentru tine. O să vă întorc pe rotisor pe amândoi. Am avut, mă, multă de tot am avut. Gogoașa e pe listă sau altă? Este, parte? Este. A? E și gogoașa. Nu te las gogoașa singur, stai liniștit. Da, deci asta e, ca să vorbim serios. Iar noi cum petreceam după aceea, era o herăstrău de 1 mai, ieșeau aia cu, ți-aduce aminte, era un fel de biciclete cu cutie în față, cu înghețată de aia la cornet. Nu prea umblam pe străzi. Mi-aduc eu aminte. Ți-aduci tu. Și cu vată de zahăr.
1 mai, eu eram pe când am avansat în vârstă. La Snagov nu nimeni cu nimic. M-a lipit de aceste elemente. Nu vreau să le calific. Pe 29-30 aprilie, ca să pregătim bine ziua de 1 mai, veneam la Snagov. Sau mergeam la mare. Cum vă pregătați? Ne pregăteam. Pavoazam vila, pavoazam curtea, puneam gheață, puneam berea la rece. Puneam gheață la mal. Și stăteam în șprițuri până pe... Servam și ziua tineretului, adu-ți aminte. Să stăteam până... Până să terminam. Să cădeam la masă și aveam oameni care ne duceau... Trebuie ceva dacă mai trăiește Emil Bărbulescu. Nu, a murit de 7 ani. Nicovală, idolul meu este Serghei Mizin. Poate să mă salute? Poate să-l ia acasă pe Serghei Mizin. Să ne scape. Tu îi comentează Ciprian. Și are o întrebare. Zice, înainte de 89 era un pescador cu numele Brichi. Avea desenat sprâncene pe steag. A fost Brichi în port. Cipriane, cu fața aia ta de trompetă stalinistă, nici n-aș vorbi, bă. Ți-au întunecat babele alea mințile. Bă, aveau nume sonore pescadoarele înainte. Independența, Revoluția, Biruința, Coșimin. Nu știu dacă erau pescadoarele. Nu erau, erau nave din alea mari. Pescadoarele mi se pare că erau cu numere. Eu în șapa te întreabă, Brinchi, ce părere ai despre vorba românească? Cine se aseamănă, se adună. Nu m-am adunat pentru că eu am venit cu produsele mele, pachetul de la servici, care n-am avut, atât de mult lucrez că n-am avut timp să-l mănânc acolo. Și am venit pentru că am fost oripilat de atitudinea... Cu șarpele. Șarpele în primul rând și atitudinea ta. Mă măscărești și mă vorbești în lipsă. N-am posibilitate... Ana nu citește mesajele, n-am posibilitate să... Deci n-are cum, dar acum tu de pe TikTok nu citești nimic. Ba da, citești de pe TikTok, dar salută-l pe Nicovală, că a cerut și el dacă... Să treci Nicovală, să fii sănătos! Eu sunt ciocan! Sacu mai are niște comentarii. Zice că domnul Nicolae Ceaușescu, de ce râdeți de pozele mele de pe Facebook? Eu să... vă simpatizez enorm, în special sprâncenele dumneavoastră. Și eu îl simpatizez, de-aia râd. Te-ai jucat cu el până la ură. Și vine și cu o întrebare, zice, apropo, au înghețat vreodată sprâncenele? Cum să nu râd, mă, țapule, când ai fruntea aia atât de lată până la ceafă și trei fire de barbă ca și popii aia răspopiți, iar sprâncene... La tine cred că ți le faci cu creionul, chimic dimineața. Ai, dacă ai o față, de carnaval, cum dracu să nu râd? Mie simpatic. Cu cremă de ghete. Cu cremă de ghete mai dă. Și tu ești foarte simpatic, altfel n-aș glumi. Costel, vă întreabă, v-ați mai împăcat cu Radu Hanciu sau Banciu, cum îi spune? Dă-l dracu, dar e ce-n pula, mă, că să mă împac cu Banciu. Gogoașe intervine și el și zice... E pe listă. Ce lucrează Brinchi Ciorapi? Salam cu barbă, ne-a donat 10 euro și zice, scoateți secera și ciocanul să-mi fie iar litoralul. Bă, mamă, ce era pritura. Secera poate să o scoată, ciocanul e mai greu să-l mai scoată la vârsta asta. Păi, de tine vorbim. Ce să mă cu ciocan să mai scoți? Ăla, pneumatic, ce dragul să mai scoți? Te doare și măseaua, e gata. Bună să ne vedem. Wagner zice, țapul chiar, ești hain. Chiar îți place, mă, fără mișto. Păi nu mâncam, mă, te-am băzăna. Păi credeam că din politețe față de mine. Da, sunt foarte politicos. De fel. Wagner zice, țapul ești halit când îi se pune lui Brinchi sprânceana, pardon, pata pe tine. În loc de Casa Poporului, mai bine se făceau mai multe spitale, zice Cezar. Nu Cezare, că și aici, că s-au făcut foarte multe spitale. Păi nu erau deloc când s-au apucat de spitale. De exemplu, era Hociotă, care era cel mai tare orelist al nostru pe vremea în toată Europa, așa, i-a făcut cel mai tare spital orele. Ca ultima dotare. Avea ca ultima dotare. S-au făcut multe spitale atunci. S-a făcut ăla de Rinichi. I-a făcut, sigur. Fiecare sector avea spitalul lui. Doctorii pe vremea aia... Municipalul. Erau municipalul s-a făcut. Doctorii pe urgența. Vremea urgența. Poate, bă. Dar oamenii nu știu, a pus o întrebare, știi, spune, nu trebuie să ne enervăm. Păi nu, pe tine mă enervez. Că nu lămurești lumea.
Brinchei, ai o admiratoare aici, Ada Blue, pe TikTok, care zice, hai, hai, că domnul Ceaușescu e un drăguț. Cât are? Rămâna mult. 90 de ani, cât are? Poza e mică, dar pare tânără. E Danu Ciprian, am să scrie. Oamenii lui, el e. Brinchei, bune. Câte like-uri avem, domnule? 350. Aproape, 334 pe YouTube. Haideți cu like-urile, au început să crească. Și pe Facebook 207. Fii atent ce întreabă cineva. Are nume de cod Beautiful Family. E adevărat că Elena Ceaușescu a vrut să radă Timișoara? Să radă la ce la? Doamne ferește! Bă, dar de ce? Care ar fi motiv? Nu știu, mă. Bă, deci Timișoara pe vremea aia, acum să fiu foarte cinstit, am fost în Timișoara de câteva ori, am stat. Păi ce mai tare că aveau micul trafic la de fără. Să vorbesc sau plec. Dar poți să mergi, ia și restul ăsta. Bine, ține la asta bucata de săină ai 100 de lei. Zi. Timișoara are 35 de ani. Wow! Ești să rămână mult. Și nu-mi place cum arată Timișoara acum. Sincer vă spun. De ce? Că nu mai este ce a fost. Deci mi-aduc aminte înainte, mergeam la Timișoara, era Occident. Restaurantele. Asta cum să mânca, cum să mânca restaurante la Timișoara. Aveau cu buletinul, ei treceau în partea altă și așa. Și la Sârb și la Ungur. Și la Sârb și la Ungur. Și era tot comerțul acolo la Timișoara, să mergeau să luau țigări. Dar era în târg. Pe la târg asta, speak you. You speak. Uite că spre când zi doici. Ia. Acum lumea spunea că din contră că a modernizat-o, că a închis centrul, că e pietonal, că circulă doar tramvai. Du-te băi. Întreb că n-a mai fost de 20 de ani la singurul care, e făcut, am mai staurat, e făcut la nivel occidental. Deci mie Timișoara mi se pare ponosit față de cum era. Era plin de flori, era chiar super occident acolo. Uite, cineva zice că au ocupat interlopii Timișoara. Ei spun asta că ei sunt care luau aia, casele și alea, luau toate cația. Dar nu erau interlope. Erau oameni de bine. Nu știu. Asta a fost, cum se duce? Cât costă? Fișatul 15 lei. A prins lumină, închis. Lumină, hârtie, apă, curent ca să scot apa din puț. Serghei te salută Irina Becu de la Roma. Da, Irina, da. Asta e că întreba, ce știți despre stațiunea Băile Govora, dacă poate Serghei să răspundă, întreabă Alex. Păi nu, erau un varză. Ce e că? Nu știu, nu cunosc cazul. Hartă. Govora, mă, erau toate stațiunile, nu le fuse varză și nu mai Govora, au făcut varză și Herculanele. Alex, tu Olănești, Herculanele, toate alea. Dar Govora unde e? Că nu știu, chiar... Îmi pare că e la Moldoveni. Ce părere aveți despre mega catedrala Mântuirii Neamului Prost? Eu zic că trebuia făcută. A, Vâlcea, în Oltenia. Da, Oltenia, da. Da, ok. Știu. Mulțumim, Adriana. Da. Și că pe vremea lui Împușcatul existau bombardieri? Da. Erau, că eu l-am în ăștia cu șmecheri, dar erau sportivi, erau ăștia, era altceva, nu ca acum. Păi te lua garda. Cu Răzvan Firea ați petrecut? Da. Da. Mult și a fost prietenul meu foarte mult. Acum că, uite, am vorbit din fece, că nu știu. Cum să leagă lucrurile. Păi am văzut, poți să abordezi un subiect care să te deranjeze? Da, mă deranjează. Îl abordez. Am văzut niște emisiuni la Pro TV, foarte, foarte mișto. Dar până la urmă au dat cu mâncii în fasole și au dat-o de gard. Ultima a fost cu patrimoniul BTT-ului, cu averea BTT-ului, cum s-a... Aia cum s-a făcut, aia e adevărată. Păi, toate sunt adevărate. Eu știu și au găsit-o, și eu știu, dar nu dăm nume. Și-au găsit-o pe Gabi Firea. Că ce? Că ea și-a pus niște directori, că acum BTT-ul, dar eu știu că nu mai există. Că nu mai, are nu ce mai există BTT-ul. E, și au spus-o pe asta vinovată. Doavea ea multe, dar nu poți să spui. Ăla s-a prăduit acum 25 de ani, nu acum. Gabi era la, nu știu dacă era la televiziune. Da, nu mă, acum, Gabi fiind ministru. Nu știu dacă avea emisiune. Da, mă, dar nu mă... Era nu, la știri.
Băi, da, nu era, nu vorba. Da, da. E vorba acum de când e ministru, de 2 ani. Ce să mai privatizez, că mai este nimic la BST. Și e, nu, au scos o răspunzătoare pe Gabi Firea. Păi asta trebuie, nu? Nu, mi se pare că suntem idioți. Dar unde este averea PCR-ului? Unde e averea sindicatelor care era peste PCR și peste? Eu acum n-am nimic, că nu l-am văzut în viața mea pe Grindeanu. Nu l-am văzut pe ăsta care face autostrăzi astea, cum îl cheamă? Umbrărescu. Umbrărescu. Deci să chinuie ăștia de 30 de ani să facă. Ăștia spun posturile care sunt împotrivă că Grindeanu s-a făcut nimic. Bă, au crescut în 2 luni, aproape gata, bă, aici au autostrada, au făcut și super, poturi și toate, da. Super. Dar vezi ce inele fac și aici la Prisma. Și cu te poturi vii și cu alea. De cum să-ți înjuri eu pe la mă care a făcut, că pe mine, până la urmă mă doare în cur cine a făcut, bă, mă interesează să merg eu civilizat. Okay. Dar mă uiți așa, n-a făcut nimic Grindeanu. Mă, ăștia până acum n-a făcut, bă, că Grindeanu, că nu știu, el e ministru. Și ăsta, că de ce ia ăsta? Păi ia, bă, așa forță de muncă cum la acest om. Dar tu ai văzut ce aglomerare de locuri, de cazare pentru muncitori și de mașini e acolo la... Unde lucrează acum la Inel aici, înainte de ieșirea spre Snagov pe autostradă? Da, mă, dar să vezi pe DNC ce au făcut. Au făcut patru poduri și tot câmpul ăla, da, 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 mai da, cercul, da, numai astea, da, să te duci, da, să vii. A, acolo, la Gorbeancă. La Gorbeancă, da. Alex zice, acolo la Govora avea Ceaușescu vila lui de protocol și acolo se tipăreau bani. Ei se tipăreau. Nu, o minciună. Banii se tipăresc numai la... monedărie. Nici la monedărie. Hai ca să vă explic că habar n-aveți niciunul. Nici o țară nu se tipărește moneda lui, știați cu asta? Eu știam că există imprimerie și acolo se... Da, da, nu. Fiecare le face în altă parte, nu știu americanii. Dar îl fac pentru că am întrebat și eu de ce pe vremea respectivă, ca să nu poată să facă așa. Și ca să tipărești bani, trebuie să ai acoperire în bancă, aur, așa. Ce au făcut americanii acum, că au tipărit în tâmpenie cu războiul, cu astea, acum le vine în cap. De la pandemie au început cu tipărirea. De la pandemie, da. Și acum le vine în cap, ia treaba în care se închide. Cine le-a tras-o au fost ruși, cu 50 de ani. Cu ce? Nu? Când s-a făcut? Nu, mă, americanilor. Deci americanii, ce spune fostul meu prieten, colegul de platou, are dreptate. Așa. Deci o monedă, da, trebuie să aibă acoperire în aur. Ce am auzit și eu pații deștepți vorbind. Adică pe mine. Poți să taci un pic? Și... după ce au început americanii să nu mai aibă acoperire, rușii au inventat rubla convertibilă. Însemnând că rubla avea acoperire în aur, era folosită între țările CAER, țările socialiste, și era bara-bara cu dolarul, ceea ce deranja. Și pe americani au încercat să-i facă, nemții când au tipărit dolari mulți în plus, ca să le facă inflație. Știi lucrul ăsta? Au zis ceva, dar nu mă poate. De 3 misiuni nu știi nimic. Repeți aceleași întrebări. Alexandru David zice, nicio monedă nu mai are acoperire în aur de vreo 20 de ani. Nu există. Păi noi românii avem acoperirea a ceea ce avem pe piață a bani în aur, mai ales banii digitali. Da. Eu vorbesc de banii digitali. Nu mă băgam digitali. Nu vorbesc de criptomonede. Tu când te duci și iei un credit, tu nu vezi banii aia fizic în mână. Sunt niște cifre pe un card, pe o aplicație. Nu îți dă voie nimeni să faci aia dacă n-ai acoperire. Da. Da, eu mă cam îndoiesc. Dar în fine, e așa. Păi îndoiește-te, ți-am scăt de 3 emisiuni, nu înțelegi nimic. Bă, fața de masă, zestrea lui Sergiu. Ți-am spus că nu știu ce cauți pe aici. E doar apă. Oliver Roland Rău și prima soția lui Răzvan Firea, dacă ai fost prieten, o cunoști? Am cunoscut-o, dar n-am fost atât de apropiat gata, de ea cum am fost cu Răzvan și cu Gabi. Ce părere aveți despre Oradea și Băile Felix? Oradea este făcut, nu știu, toți ăștia în jurul pe Sagma care a fost acolo, care l-a PNL. Normal că face. Care vrea să rupă, nu, vrea să rupă PNL-ul. Ia mai multă care... șarpe un pic. Benotul ăla. Ce țapă? Cine ce? Țapă. Câte fete au fost cucerite de sprâncenele domnului Nicolae Ceaușescu sau au fost eclipsate de țapă? Acele sprâncene? Ăsta vrea să se detașeze pe listă
De departe, să fie primul. Păi dacă l-ai pus primul acolo, păi la, la câte, la câte măgări a vorbit despre mine? Corect, nicio țară nu își tipărește propria monedă. Cantitatea de bani trebuie să fie echivalentă cu cantitatea de aur. Fără discuții. De-aia să ține și aurul în bănci. Mai... Când se dezbate moștenirea de ne-a trecut Brinchi pe testament, întreb pentru un prieten, zice DJ Mano. DJ Mano, n-aveți rând la moștenire. Ce melodie a făcut cu spăcenești. Da, 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 da. Bun, băiat, bun. Ați văzut drona care a explodat azi pe clădirea Kremlinului? Eu zic că părerea mea acum este făcătură ca să dea și la ăștrați. În sfârșit, anumite posturi acum au început să spună și acum cam cum e realitatea, nu cum e așa. I-a turnat pe ăștia cu petrolul, că i-a spart, au vândut la indieni, vindeau unul, aveau 1%, mai 4% vândut la aia și aia de la ăștrați. Era normal. Era normal, dar ăștia nu spuneau că-s morți, că n-am vândut un gram, că mor, că fac. Păi și cu turcii la fel. Da, și cu turcii. Și acum dat-o și cu armata, că nu au murit oamenii, că nu au murit, ca efective, ca toate astea. Alea, cum ne spune, dosarele secrete ale americanilor s-au desecretizat. Păi nu vedeți că este o singură, este un singur curent să dă ce să dă la televiziuni și... De asta au spus că normal, acum trebuie să... În lume, nu numai la noi. Nu numai la noi, au început să spună că trebuie să se uite la mai multe curente. Uh-huh, uh-huh. Și ce am făcut eu? În clipa aia am deschis geamul și am făcut curent aici, nu s-a uitat nimeni. A răcit cu ăla. Și cățelul. Și cățelul. Întrebarea este pe ăștia care ne-au făcut putiniștii și ruși și trompete și vuvuzele și... Aceleași lucruri, ăia ne-au făcut cu vaccinul la fel, da. După aia s-au sucit și mai scot toți care au făcut vaccinul, după aia au sărit în partea asta altă. Că nu o să te sufle și căcatul ăsta de război idiot, așa. O să vedești altceva și o să se mute. Păi și noi murim cu dreptatea în mână? Și să murim cu dreptatea în mână, murim cu dreptatea în gură. Da. Da, e trist. Războiul oricum ar fi trist. E o chestie tristă. Cum bă, dar nu se puțin că nu că e trist, că toată lumea făcea așa, nu țin cu niciunii, pentru că ăia fac bani, ăia fac bani și noi o sugem. Aici e tot enunceam, mă doare pe mine. Înseamnă, noi o sugem că vrem. Avem niște proști. Păi da, dar ce mă interesează pe mine că se bată aia acolo? Ce treabă am eu, mă, frate, mă? Să se bată până vomită. Păi da, dar ar veni unul ca Zelenski și ar spune că tu ai treabă, că el îți apără ție democrația. Dar nu vreau să-ți apără democrația. Ce democrație, mă? Am mai discutat de mine. Care democrație? Am la desfițat parlament, partide. Tot. Ce democrație? E Ana aici, că ți explicam pe îndelete să eu știu tu. Despre ce vorbim, dar de ce? Pentru oamenii care se uită, care oamenii, ascultă. Oamenii trebuie să citească. Oamenii nu poate să ia de bun ce spun eu sau absolut. Animal. Să-mi plătești fața de masă. Noi avem și noi limitele noastre. Da. E libertate acum să poate citi, te poți informa. Ai doc să... Citești, nu? Și da, potrești prin filtru. Interzis site-urile, nu mai poți intra, nu mai poți accesa, nu mai așa. E democrație, mă. Păi asta spun. Ce faci? Dar au explicat și posturile pro, care erau cei mai atrasa, și au spus că nu știu ce azi democrație și au început să râdă toți, nu dau numele. Adică oamenii tăi și au zis, mai există democrație? Nu mai există democrație, mă. Gata, s-a terminat. Acum stabilește ce face ăla, ce face ăla, ce face ăla, unde merge, ce vinde, ce salariu dă, ce bani dă, ce publică la televizor. Ce ai voie să spui, ce nu ai voie să spui, cum nu e democrație? Că tot spuneam dacă se mai întoarce și el avea dreptate, mă, nici capitalism nu mai există la ora asta. Nu. Păi nu mai e capitalism. Capitalism nu știu ce înseamnă, că nu-mi răcesc gura, da? Da, domnule, da. Păi și acum ce capitalism? Nu mai e niciun capitalism. Acum sunt ăștia care sunt clar neomarxiști, care o să ocupe absolut toată chestia și este o extremă stânga. Și toți ăștia care erau împotriva stângii, toți ăștia îi susțin cel mai tare pe aia, că aici nebunesc eu. Păi, da, dar toți ăștia care ei aici susțin că sunt de aceeași părere. Stânga radicală, am spus. Extremă. Nu sunt de stânga. Extremă stânga. Nu. Neomarxiștii nu sunt de stânga, sunt super extremiști. Pe asta spun eu, am spus extremă stânga. Extremă stânga. Dar nu stânga. Nu sunt stânga. Ba da. Nu, toate ideile lor sunt exact alea radicale de stânga. Te țin până în viață, nu are importanță. Cu fără proprietate, fără alea, fără alea, fără alea, cu absolut totul. Fără casă, să stai, fără nimic. Să iei avantajul lor. Asta ce își doresc. Nu, păi da, dar o să o fac ușor. Dar de ce prin avantajul lor? N-am făcut-o.
N-a făcut-o Brejnev cu Ceaușescu, fac ei, ce dracu vorbești? Este măcar o mișcare care a prins foarte tare afară. Dar pentru că... ce zici de mișcările naționaliste? Pe astea sunt. Nu. Care mișcări naționaliste? Băi, care mișcare în Franța, toți aceia care sunt ăștia care fac tot. În Italia, doamna, dacă da, nu m-a mai auzit nimeni nimic de ea. Vezi că se întâmplă ceva acolo cu șarpe la televizor. Nu, trebuie să oprească... Am oprit de ceva. Parentalia, nu știu cum să o fac. Ce? Ceva cu parental, adică să nu uiți, să uite părinții, că am înțeles. Marine Le Pen e de Franța. Marine Le Pen a fost Marine Le Pen e de stânga. Nu mă, dar ăștia care sunt în stradă sunt. Lasă-mă pe ăștia din stradă, nu vorbesc de ăștia. Nu vorbesc. Mi-a zis ca televizorul. Nu, ai un buton jos. Nu. Strică ce ar fi ăla, dă-l mărții. Daniel zice așa, Daniel Mateiță, China fiind comunistă e la ani lumină de țele democrate și noi ne uităm în gura lui Volodin că ne spune că ne apără democrația. Deci asta, uite acolo, vrei apă minerală sau apă plată? Acolo e la aparat, noi avem aparate. Nu este adevărat, China nu mai este nicio țară comunistă. China este un amestec între comunism și capitalism. Poate reuși. Ca dovadă că bine, cu o dictatură. Ionas că e dictatură, dar au și acolo, adică le-a dat drumul să producă, să își facă bani, să facă, să meargă în ăla, dirijate. Ca să știi și tu, că e născut mai târziu. Așa. Adică e întârziat. Am fost în China în 88 și am plecat de aici cu imaginea că o să văd numai oameni cu boluri de orez în mână, în rubăși din alea. Și când am ajuns acolo, am crezut că sunt în altă lume. Am greșit țara. A fost în numai... Shanghai. Bine, nu e China. Deci chiar, eu vorbesc în 1988. Iar ai greșit. Shanghai-ul ce are Shanghai-ul China. Shanghai-ul și Tsingtao, pe vremea aia, era ceva ce vedem noi în filmele cu sudomuți americane, la zgârie nori. Am stat în hotel la etajul 30 și nu știu cât Dumnezeu. Numai mașini japoneze, cu geamuri negre, cu am văzut, nu venea să cred. Și erau întreprindere de televizoare, firmă de televizoare privată. De asta de mătase privată, în 88. Și când am venit aici, am pus și eu întrebări. De ce? Cui erau? Cui era să pun? Tatălui meu și vărului meu. Spunea lui și m-au vărul meu, prietenul tău. El a murit. Și m-au ușuit. Așa. De ce? Pentru că era alt curent. Și acum în China toate afacerile, ferme agricole private, private, AliExpress, Alibaba, Tencent, toate alea. Dar domnul Șarpe. De către statul. Domnul Șarpe. Deci eu vorbesc. Domnul Șarpe, eu vorbesc de 1988. Da, am înțeles, dar au menținut aceeași magazinele, și magazinele în Beijing. Ne dă drumul să plece în toată lumea, adică nu mai e... Ei, nu că îi viză îi șase luni, îi întoarce, îi ține pe rotare. Da, dar când vin șase luni, fac afaceri pe aici, pe da, și... Am fost în... Cum de mergeai pe timpul comunismului? Până la uliță. Păi vezi? Deci, timpul comunismului nu se ieșea din aia. Nu, e o chestie complet și au demonstrat că au făcut-o deci foarte bine. Deci ce făceau cu gagicile? Eram la un restaurant. Da. Okay. Eram la un restaurant. Eram la un restaurant într-un hotel ăsta imens, era recepția cât un teren de fotbal să-mi bag picioare. Era ceva. Veneau alea și făceau spatele tău, Da, domnule, și când am văzut teren de fotbal, m-am început să mă antrenez. Și că fost. Și că fost ăla să nu. Da, mă, da. Deci, băi, nu. Și am întrebat pe ea, deci ce să le dăm de muncă. Nu exagerez. Am intrat în duș, am găsit... Duș, acum e. Eu vorbesc cu 88 ani. Nu veneau aia și îți făceau în față de aia? Da, și îți dăuși farfurie, în timp ce mâncai din farfurie. Da. Am intrat în duș cu hainele ude, că era cald, lăsate da, pe... Da, chiar se spune la mercat. Și pe drăcovenia pe cuier. Da. Și când am ieșit din duș, n-am găsit haine. Hainele, că era furase. Da. Nu haine. Într-un sfert de oră până m-am îmbrăcat, au venit cu hainele curate, călcate, spălate. Da? Și mergem în restaurant jos. Erau și tu despre ce? 12. Erau 12-14 restaurante, fiecare cu specii. Hai mă, rămâi mut. Și am văzut niște boșorogi ca
colegul meu de platou, mexicani, texani, cu pălării din alea de cowboy, cu niște burtoși, niște, bă, cu niște chinezoice superbe. Normal că prima întrebare a fost, eu vreau și eu. Tu mai stai. Eu cu spulția asta așa. Eu mai stai, eu mai stai un rând. Și mi-au explicat după aceea ce se întâmplă acolo. Ăia veneau să-și ia neveste tinere, să le degenereze rasa ariană din Statele Unite. Și când veneau acolo, ăștia aveau filmul fiecărui cetățean. Are 10 milioane de dolari, are 200 de mii de dolari, are avere, are business în cutare. Și pregăteau gagică. Da. Care îi făcea statul dotă în funcție de averea bărbatului, să nu stea la mâna bărbatului. Și pe aia o instruia, lăsând la o parte că de la mama natură chinezii au o educație vis-a-vis de patriotism și legătură cu țara lor, oriunde ar fi. Te duci, dar nu uiți niciodată că ești chinezoic. Da. O să faci copii cu ăsta. Deci de atunci politica era mult mai sănătoasă. Și să plecau. Le dădea drumul să plece. Îi făcea dotă să nu stea la mâna bărbatului. A făcut o combinație dumne între capitalism și comunism. Da, mă, dar foarte reușită. Au păstat ce a fost bine, ce trebuia să faceți noi. Au păstat bine ce a fost în comunism și au luat ce a fost bun în capitalism. Și statul în China, din cât știu eu cum era atunci, așa, probabil că este și acum, deține pachetul de acțiuni, un pachet de acțiuni la fiecare firmă, firmuliță și chestii de astea. Da? Da. N-ai văzut când îi prinde cu șmenuri, cum îi căsăpește în piață? Cea mai mare șmecherie pe care au făcut-o e cu compania Tencent. Practic să înlăture tipărirea banilor și să plătească cu aplicația aia cash app a lor, deci te plătesc ea în China cu telefonul, statul chinez le-a acoperit practic toate creditele pentru a face chestia asta. Și nu numai, și pe ăla, pe Jack Ma de la Alibaba, tot ei l-au pus și așa mai departe. Eu cel mai tare hotel care am văzut în viața mea și am văzut peste tot, a fost la Peking. Ți-am povestit. Ca unde a stat și americanul. Și era făcut zgârie în ori, gen pagodă. Ai fost ala? Nu, ea zic că nu știu asta, nu știu nici povestea. A stat acolo. Și nu mai microfonul camera. Nu cu microfonul, ăla era altceva. Okay. Și sus era cel mai tare restaurant la care ți-am zis că n-am putut să stau. De ce? Era un acvariu. Și erau toate animalele vii care le mâncai acolo. Și deci am plecat că veneau, nu știu, 5.000 de dolari era ăla cu capul de maimuță. Venea cu maimuța prinsă și avii. Cu creierul înghețat, cu alea sau cu ce? Creierul la viu. Păi da, dar era cu gheață. Capul de maimuță era... Nu mă, venea la masă și hâța acolo e o decapitare. Ah, ok. Asta. Și nu vedeai jos în ele. Totul mai cu aur, cu asta așa, cascadă în mijlocul hotelului. Făcut de plângi. Am văzut că în același hotel a stat, eu am uitat doar la restaurant, a stat acolo. A stat și când a fost americanul în hotelul. Dar foarte mișto, zgârie nou, făcut pe sistemul de pagodă de alea. Foarte mișto tot. Da, mă, sunt avansat rău de tot. Da, ar fi fost frumos și la noi. Statul să dețină controlul și să fie o privatizare adevărată, sau dirijată. Sau infrastructura. Și stai puțin că acolo, în primul rând, că v-am spus că acolo nu se ciordește. Eram nu, la... noi punem piață imediat. Asta spun. Nu, eram la hotel. Noi ne uitam pe CNN, BNN, pe astea, că nu înțelegeam chinezește. Și s-a oprit aia pe stadion. Îl împușca pe un primar cu celoase. Familia era de față și familia plătea glonțul și execuția. Ți-aduc cafea? Nu, că am avut dus de acasă, Ana, să nu... Ai venit pachetel! Suficient. Dar nu, sunt de admirat și tenacitatea poporului ăla. A apărut glonț, decapitează-l pe Nicu în direct. Ce apucături de maimuță are glonțul. Eu, Serghei, majoritatea hotelurilor unde a fost a vizitat doar restaurantul. Era primul, era la intrare. Când vrei să mă duc la restaurant, ce de pe TikTok, uitați-vă pe canalul meu să vedeți emisiuni ce l-ați văzut. Nu, Dan zice că Ucraina va fi distrusă, Republica Moldova acaparată, noi vom avea graniță comună cu Rusia.
UE va fi marginalizată de o conspirație SUA China-Rusia. Niciodată. Dar putem face orice scenarii vrem. Sigur. Șarpe. Fiecare e liber să... Eu am alt scenariu. Am avut mare avantaj. Am un scenariu că șutez două, trei jnițele și am tăiat-o. Îl las pe ăsta. Și a venit cu ziarul. Aia te duci tu pe la... Pe acolo, da. Pe la... Vrei mă, jnițele? Nu vreau, bă. N-am mâncare de acasă. Am orez cu pui, am... Vrei? Că astea sunt scumpe, mă. Am... Ceva de 10 lei ai. Nu, am foie gras. Oh, tare, wow. Din ăla cu bere, vrei să... să... Bă, nu. A dus din Belgia, i-a trimis Ciprian. Prin da? Toată, mă, i-a trimis pe dreacu să dea. El mă măscărește pe mine. Cred că s-a scurt circuitul. Nu vreau mă deocamdată. Mai mi-ai glonțul, zice glonțul. De mai încolo, pe câți câte țin, că curentul? Mi-am adus și lanternă. Păi da, dar nu putem să facem emisiunea cu lanternă. Ia uite, democrația la noi nu merge pentru că avem la conducere comuniști, o ruptură de logică. Capitalismul e normalitatea comuniștilor, zice Geo. Dar nu a înțeles nimic. Poate vrea doar să ne dea foc. A. Mai exact, barul restaurantului. În orice colț al lumii se găsea un mic colțișor cu niște licori pentru Serghei. Dar unde vreau să mă duc, mă, că nu m-a spătut la restaurant? Ți-am zis cum ars... Băi, orice om când intră într-un hotel, primul loc se duce la restaurant. Știi cum ars Zabet în Grecia? L-am povestit. Tot vorbea, măta vorbea în engleză, Zabet în engleză, da. Tot nu vrea. Și eu vreau un șniță. Și tot îi făceam Zabet. Dar ia mă, mă, și pui un șniță în te emoții. Când nu zici eu și Zabet, ai șniță. Și zic eu, stai că cum am de bere. Ai ne frașe bine, a venit și ați luat. Bă, dar ce m-am enervat, ai știță. Ne întreabă ce am obsesit dacă mai ții legătură cu Nea Giovanni. Da, dom'le, cum să nu țin? Ceasul seara am vorbit cu Victor 20 de minute, credeau de mine cu banii, cu articolul ăla. Ia uzi, Nea Bibi, ce pești de 20 de kg prinde Brinchi? O dă la curent sau la carbit? La știință, Bibi. Folosește boilers-uri de alea scumpe. Boilers-uri? Da. Uite, s-a documentat. Zici că nu citește fraierul. Ce pescar, dar a zis că nu merge cu tine, că ai spâncenele, băi. Ce bine. Vezi că suntem frați de mulinete. Da? Da. Aveți aceeași firmă? Da. Deci ce mulinete? T-Rex. Tu crezi că ai știpturi de alea, bă? Tu ce ai? Nu pot să fac reclamă. DJ Manu zice, domnul Brinchi se mai fotografiază mult cu pești gonflabil, dar ar baftă în partidele lui de pește. DJ Manu, ești la bătaie cu țapul pe primul loc acolo. Șarpele și-a mai revenit că tace. Glonț continuă, pește îmbătrânit ca el fără sol. Dar este o varietate, dar să știe țăranul de scornicești ce varietate de pești oblită. Cel mai... elegant, crap. Da, o grijă să faci și sprâncene. Păi, normal. Normal. Nu mă duc să stau acolo ca fazan. Și peștii aia vin la unul care e aranjat, care e motivat. Un etalon al eleganței. Domnul Nicolae Ceaușescu, cât stați la coafor să vă aranjeze sprâncenele? Cine stați? Țapul. Țapul. Cât stai tu să țin... Întinzi barba, țapule. Să-ți crească! Că întrebați-l pe Brinchi cum se zice la sprâncene în mandarină. Ăsta ce de prăie? Băgoașă, nu? Checkmate este. Dar le zice pentru uite, păi l-am uitat, pe ăsta l-am uitat să trec pe listă. Ciprian zice, se vede că domnul Brinchi e pescar. Mamă, câte minciuni. Auzi, chinezi cu cremă și dragonul. N-am zis de cremă și de dragon nimic. Dragonul e simbolul... simbolul lor. Al orientalilor, al chinezilor. Bravo, șarpe. Cică, Brinchi, când credeți că veți prinde un țap? Întreabă Nea Bibi. Băi, Nea Bibi... Acum îmi pare rău că am dat armele de vânătoare, că era făcut de mult. Dar o să împrumut.
Îl băgam la cârnați. Poate, da. Poate o să fiu primul care prinde un țap la lansetă. Se poate. Raul Muntean zice, peștele se mai uită și la om. Bravo, adevărat, respect. Dragoș Buzoianu zice, nu poate face brinchi reclamă la mulinete. Adevărul e că toți pescarii lumii sunt pe live. Multă stimă pentru domnul Nicu. Pescarii sunt toți? Pe live. Unii se duc cu patru bețe pe baltă. Brinchi își bagă, își pune câte un ac în fiecare spune. Nu e voie să dai la bumbă. Bagă apă și face câte un ac. DJ Mano. Blond zice, crema am eu dacă te plictisești de pescuit. Băi, glonțule, glonța a intrat tare. La cât ai dormit cu sculptorul, cred că s-a terminat crema. Dar ți-a zis glonță te face. Face pe drag. Are vorbele la el. Ce? Da. Nu, comentează cineva că domnul Brinchi este copilul din Florea lui Albulescu. Bă, și așa dacă ar fi, aș fi mândru, pentru că a fost un mare, un mare om. Un mare om. A fost mare om, nu numai mare actor. Îl cunoști tu? Da. Bă, am cunoscut și intelectualii din afară de tine. Păi nu. În afară de tine. Nu, doar. Începând eu sunt singur cu el. Nu mai zice nimic, zice Glonț. Cam tăcut Serghei în seara asta, nu prea e în formă, e bolnav după 1 mai. Întreabă Radu Drăghiț. Nu sunt tăcut, nu am vorbit până acum. Eu am văzut de la început. Aveam să-i dau o sticlă de whisky domnului Brinchi. După emisiunea asta îi dau și una de coniac, făcut la Sibiu, zice DJ Mano. Domne, treaba e clară, lumea te iubește, Brinchi, toți te pomenesc, zice Gogoașă. Brinchi, când facem o miuță sau diri-diri, întreabă Bibi. Nu, că te bate, că e mare fotbalist. Mergea cu mingea în portbagaj. Băi, ți-au spus toți oamenii de fotbal. Uh-huh. Mai mânca borș. Cum adică? Care oameni de fotbal? Nu putem să dăm nume, dar i-au spus. Trebuia să o pui pe Marina să caute să vezi dacă n-am mâncat la televiziune. Păi n-are vârstă Matusale mică, mă. Păi da, că au făcut Sixto arhivă. Dar pe Gina am sunat-o să vă spună că am lucrat, dar le cunosc cu Gina atunci, da. Nu? Ai sculat-o din somn, era aia, nu, nu știa ce vorbește. Gina Stoian, aia știe și când doarmă ce vorbește. Du-te, bă, de aici. O știi? Nu știu, dar la ora aia și starea în care erai, ce, cea mai veche, nici n-a înțeles, nici n-a înțeles despre ce era vorba. Și te-a dat tache în primire, mai lasă-mă, dragul, că iar începi. Că te ducea la bărulețul de la televiziune, nu la televiziune. Ce? Sună-l pe tachii. Păi dacă se uită, nu e mai căltat, dar că nu se uită. Nu a spus omul clar că te ducea la bărulețul de la televiziune, nu la TVR? Glonț te ia. Povestește despre fabrica Farmec. Făceau creme mișto și așa închizi emisiunea cu povestea. Termin în 3 ore. Ți-i uite, mi-a spus nouă povestea 3 ore jumate. Auzi, bă? Ăsta glonțul de când doar știi că el se duce cu motocicliștii ai lui, da. Și nimerește cu sculptorul pe care l-am cunoscut. Da. Știi cât e ăla? De două ori cât mine. Îți dai seama cum vine glonț, toată crema e. Pe de-aia folosește Farmec. Păi da. Dacă închid ăștia e terminat, e terminat glonț. Ce părere aveți despre Corneliu Vadim Tudor? Un geniu. Un geniu și un mare patriot. E adevărat că Elena Ceaușescu era nimfomană? Hai, da, mă, așa au spus toți, nu sunt... Păi nu a început să-și botezatul și toți aia, ce drept. Da, și aia cu botezatul. Trebuie, câți ani avea ăla, mă? Dar cine uște să-l vadă, mă? Du-te! Și riplic, tiriplic. Dar chiar dacă era... Dar cred că a zis omul, cred că au inventat ei. Așa și el a lăsat de înțeles, unele lucruri. De înțeles, da. Unele lucruri. Era favoritul. Bă, o fi fost favorit. Favorit de vedere. Dar de ce era ducea, mă, cu delegații străine, se ducea la vizionare, la, când veneau soțiile președinților, piticul cu președintele respectiv discutau. Păi și el ce-ți facă la copii? Ea se ducea la... Păi defila în costum de șpilhoză. Ha, mă, lasă-mă cu prostiile tale. Se ducea, mă, la apaca. Și eu am fost manechin de când eram la grădiniță. Mergeam în... Eu prezentam din aia... Șpilhoză.
Nu știi că prezentau toate fetele alea drăguțe? Lasă-mă, aia nu știu pe alea. Și aia bătea câmpilul de tot. Cine, Zina? Acum, ce vrei să mai vorbesc? Nu, mă, dar asta se întâmpla, că se duceau la fabrici. Eu știu cine se ducea, mă, dar știu. Și bă, le prezentau realizări. Știi cine e recita și era preferatul ei? Duban. Da. Și recunoaște. Nu are și poză pionier cu... Da, dom'le, și recunoaște omul, dar e licitat, nu că vrea să... Băi, era o mândrie. Hai, dom'le, ne mai căcăm pe noi. Cavata mea, sunt pionier și m-am căcat pe ea. Sunt pionier. Eu nu știu, că poate nu știți, dar tovarășul avea cont pe OnlyFans. Michael Tache lăsa la poarta TVR din Pangrad, dar nu era sigur că ajungea și la birou, zice Liviu Pașcan. Nu, e că poarta din Pangrad era la... Tădea la bar. Tădea direct în nu, bar. Nu, minci. Ei, nu, mint. Nu, nu. Barul era așa și poarta era mult încolo. Barul unde acum... Cât de mult, unde... mă? Bă, e o stradă, deci clădiri între... Barul și clădiri era acum alimentarea între ele. Ce da, nu, și au clădirile astea și după aia era intră pe Pangrad. Care clădiri? Casele, hai mă, ce case, mă? Unde e tot ăla acum, ansamblul ăla, blocurile alea, era complexul alimentar. Mă. Da, mă, acolo. Păi, da, și după erau casele astea. Nu, e o stradă așa și o stradă așa. Hai, că nu mă vezi pe mine, că acolo am lucrat. Tu ai lucrat pe strada așa. Pe strada așa s-a dus. Era distanță mare, 150 de metri. Era 150 de metri. Erau 150 de metri. Ce să mai... Luan zice să-ți lași niște favoriți, ți-ar sta bine combinat cu sprâncen. Like-ul și subscribe-ul. Luan, ce să-și mai lase săracul, că la pedepsit Dumnezeu n-are nici păr. Avem 430 iubiți. Se mai abonează lumea, nu? Din când în când. De pe TikTok. YouTube, vă rugăm să vă abonați și să ne dați like. Da, și de pe TikTok, uitați-vă la emisiune din spate, de neuitat. N-ați văzut nici la poarta alba din emisiuni. Nea Bibi zice Brinchi să iei bani pe șuncă și ceapă lui Sergi. Nu iau Bibi, că a fost invitatul meu în seara asta. Și că botezatul mai degrabă să te la nea. Astea sunt niște, lăsăm gluma deoparte. Bună poarta. Dar lăsând gluma deoparte, astea sunt niște minți bolnave. Am explicat că n-avea cum. Nu da. Că n-avea cum, Serghe, dar tu știi ce caracter aveam. Dar în afară de caracter, chiar dacă vrea, ce-a militat ea? Ce-a militat ea? Familie, copii, responsabilitate. De cât m-a alergat pe mine? Băi, cât a vrut să mă dea afară din țară? Pentru chestiile astea. Păcat că n-a reușit. Dar domnul Brinchi nu a comentat spusele prietenului dânsului, sau dacă mai este încă, de la acel podcast. Care? Aoleu, nu ați văzut? Care? Nu, nici eu. Nu ți le-am povestit? Nu, m-am uitat la serii. La cine? Dar domnul Jean. Toate. Da. Cu Jean? Da. Cu Elena Ceaușescu? Cum? Hai, băi, astea nu, nu pot să comentez așa nu? Ceva. Nu. Și țiganul știe de ce. Poți să comentezi. Dar ați avut curiozitatea să vă uitați domnul Brinchi la ce? Ba, dar știu acum despre ce vorbești. La ce nu... să ne uităm la aberațiile lor, la ce dracu? Am vorbit domne, și... nu toată lumea îmbătrânește frumos ca colegul meu de platou. Nu, dar am vorbit și cu 2-3 moderatori de acolo. Am zis, bă, sunteți băieți, cum să vă spun asta, mă, asemenea prostii să puneți? Bă, oamenii ascultă, se nu știu ce mi-au răspuns. Dar noi nu punem botul. Dacă fraierii se uită și aia, sub lasul să spună. Știi cum spune? Lasă să sunt. Deci tu știi foarte bine care erau relațiile între familia Maură și familia Ceaușescu. Exact. Și între ele două mai. Fraternitate! Fraternite, paternite, maternite. Despre ce vorbim? Lasă-mă, mă, că... Sunt unii care îmbătrânesc nasol. Asta da. E. Ai fost domnul la pe... Întreabă lumea. Mă, ce cârciu mai e acasă, au găsit înainte de pădure, când vii de pe autostradă? E pensiune. Aia mare. E pensiune. Aia nu merge. Păi am văzut noi, la mașină. Revelion. Aici? Da, e tare tot. Da? Da, am fost Revelion. N-am fost niciodată. Cazare frumoasă, bună, făcut nou cu piscină. Mai scump ca la tine? Nu, ieftin. Adică mi-a luat acum, în iarnă, pe cameră dublă, 3 milioane. Dar condiții de condiții. De ce ți-ai luat camera?
pentru că a venit un prieten și că n-a vrut să dormă la mine și i-am luat camera acolo. Deci e mai ieftin ca la Raul. Raul, dacă adorm, poți să-ți plece și banul și ceasul, adică depinde cum adorm și cât bani ai pe tine. Și că dorm prin ciuroase. Poftim? Ciprian întreabă dacă domnul Brinchi miroase a pește. Dacă miroase a pește, l-ardeam. Feromon de crap. Cipriane, tu crezi că sunt la tine la școală, acolo, la școala Cipriane, de bătrâni? Cipriane, nu știi când intră orbul ăla într-o pescărie? Bună ziua, fetelor! Eu să lase vrăjala cei doi domni. S-au uitat că i-a frânt doamna Cora din țările de jos. Bă, țigari, eu n-am participat. Eu mă dezic total. Dezavuiesc public. Bă, azi am auzit cel mai cretin banc. Bă, dar eu am râs cu la tine cretinitatea bancului. În pădure merg așa și vede lupul pe vulpe cu, și luptă de spate și cu două creioane în ochi. Creioane? Creioane în ochi. Ce s-a întâmplat, dom'le? Se zice, nu știu, bă, ursul acolo, nu știu ce face șucăr, merge acolo, ursul se ștergea la cur cu iepurașul, cu lupul, cu ariciu, cu toate astea, că nu știu, bă, dacă ai curaj, să ții cu mine, frângem spatele și bagăm două creioane în ochi. Mă, atât de idiot, și mă, am vorbit două creioane în ochi. Așa o să-ți facem ție, Cipriane. Îți băgăm două creioane în călimară. O să-ți înnemuiem tocurile în călimara ta. Da, deci oamenii vă ca o obsesie cu chestia asta. Cu ce? Cu viața sexuală a Elenei Ceaușescu. Sunt nebun, oameni. Da. Dom'le, v-am explicat. Dom'le, un om, scuză-mă, Serghe, un om care a militat toată viața cel puțin. Dar nu că a militat, n-avea cum. Bă, că n-avea cum, n-avea cum. Dar ea asta a știut și asta și-a păi dorit. Păi nu știi că a vrut să ne ia pe toți copiii la un loc cu educația, da, cu alea. Păi da. Cine a scăpat din strânsoarea aia? Ce deci avea nu concepe așa. Păi cele mai mari șucăruri care le-am avut după 80 când te-ai dar răcat. Dar păi că ia paradii din cauza copiilor. Da, că, da, că, da, că nu avea ținută, că n-au neomurat. Dar cele mai mari șucăruri și bunicul pe care le-am avut a fost faptul că ăla nu vrea să stea însurat, nu vrea să-și facă... Cine a scăpat din strâmtoare? Tu că ai fost mazilit în străinătate. Dar nu poate să le spun la toți că, ca să înțeleagă, chiar dacă avea tendințe, așa, nu exista cum ai spus de 1000 de ori. Deci, în primul rând, că era nevastă președinte. Niciun președinte sau familia președintelui nu merge pe unde vrea el. Are traseu cu securiști cu toate astea. Nu conducea, pleca cu mașină, cu securiști, cu alea, așa. A treia, în toate vilele care mergea, în primul rând că avea traseu. Erau oameni care stăteau permanent în alea, în afară milițienii, ăia de serviciu. Cum o chema? Anișoara. Mergea 24 cu 24. Anișoara, Susana. Susana mergea. Adică ea, da, cum să se ducă? Fugea din... Oprește mașina, fugea în pădure și o aștepta bobul după copac. Adică dar nu intra, acolo nu intra decât cine era pe listă. Adică pe listă, da. Iar în casă, în casa lor, permanent. Nu intra nimeni. Păi, nici bobul, nici... Păi dar nu intra nimeni niciodată, de-abia ați intrat voi, din toată familia lor. Da, mă! Păi nu intrau restul familiei. Ia spune-mă în afară cine aici. Nimic, nici frații lui, nici nimic. Nu? N-ai? Nici! Eu am intrat cu Nicu și eram atunci. Păi tu ai trebuit să mă faci cu Nicu. Impus de ea? Impus de ea asta? Ia. De mă, măi, Ana, la tine în casă. Da. Acum vorbim serios, da. La tine în casă. Ți-ar conveni să fie casă deschisă, să, tu să nu fii acasă, să intri orice. Da, mă, nu stai puțin, dacă ne iau ea, că să nu vină familia, hai mă, termină, că am mai exagerat. Bă, nu mă, eu vorbesc că nu intram acolo. Dom'le, ca să le muresc pe toți. Eram la mare, ca să vadă ce sistem avea și cum era, de asta cred că orice președinte. În primul rând, orice copil de președinte este monitorizat 24 și 24, să nu vină să-i dea unul în cap, că a făcut asta, legea de asta. Deci, și l-am întrebat pe Valentin, bă, vine Nicu, la... de ce credeai că-l chemă? Să scrieți o carte. Da, vreau o carte de să reciște. Vreau să fac anticameră la tata. Și a zis, e face anticameră la tata. Pentru că tasul lucra. Deci nici nu e grafisul nu a intrat. Dar să vine unul, a spus cum erau cu mustăți. În primul că se ieșea cu mașină.
escortă cu miliție în față, tot traseul era cunoscut, oameni plasați pe traseu. Asta normal, da. La oricine. Păi și atunci ce să fac aia? Păi și doamna Iohannis cum merge acum? Că se duce la școală, predă. Tot, e urmărită 24 cu 20. Dar are cum, nu poți să o lase, mă. Nu există. Este instituția așa. Nu-ți dă voie protocolul. O vezi tu că ea merge așa singură, are în copaci, are acolo, în clasă, în școală, aia monitorizează cu cine are legătura, cine vine. Cine intră în școală, are bombă, n-are bombă. Pe are unul boală cu aia că a făcut Iohannis și vine și dă cu videoul în ochi. E normal, mă. E o chestie normală. Stat, dar nu aici, afară mai tare. Ce te uiți așa? Mă gândeam că nu știu de unde le vine lor chestia asta. Pentru că am băgat în capa. A schis pacepa. Și toate gaturile au fost alții care au... Tatoiul care zicea de zici că dormea cu ei în pat în fiecare noapte. Bă, știe femeia aia de toate. Da, nu, dar pe bune. Deci a fost... Deci nu poți să fii așa deștept pe ea. Dacă te uiți, e de ajuns să te uiți. Știu. Bine, s-a uitat lumea și la țigan și la tatoiul. Că am zis că dacă iese un copil dintre mădări, voi cu tatoia, îl mentalitate, da. Dar nu mentalitate, că turba, pe șucările mele, de ce au fost? Că m-a scăpat din lanț. Dar nu exista... Oameni ca tine n-au ce căuta în România, cum ați atunci? Dă-mi pașa acolo, că mă duc la repede, mi-a pare să fură. Aveai tu curaj să-i răspunzi? Atunci, da, da, dar nu i-ai zis atunci la telefon, când te-a sunat să te întrebe că da, ea m-a întrebat cu bună, bă! Ce nume asta? Mi-a plăcut asta. Da, a fost bună. Am cum să te frici, eram 6 bețivi care beam acolo la tine, că cum, dacă nu mi s-au porecări. Dar eu nici mă uitam pe listă să văd cine vine. Bine, unde grabă, că mergeam împreună, noi știam lista. Aveam listă cum am acum. Avea listă, dar nu era securitatea și cum nu era securitatea. Dar nu se dau la masă. Nu se dau, mă, Radulian. Dar zi-o puțin, că e lumea care nu știe. Da. Radulian. Cred că i-a întrebat pe ea și i-au zis, Sergei l-a adus. Aha. Deci stai puțin, deci scena era... Deci lumea a mers la Revelion. Așa. Da. Ce am vorbit eu ca prima oră. Sau când ne-a luat cu bărcile, că și atunci era pe ponton. Cu bărcile nu a fost părtă. Păi n-ai fost, dar și atunci a venit. Și atunci i-a dat pe toți afară care au fost și pe pirat și pe părinții de afară, că ce-au gândat cu barca, cu mine, cu Matoi. E, și la Revelion aveam pe prietenul nostru așa care, dar știi că ai lui Luca, da, dar nu știa. Și eu i-au scris pe listă, e Serghei... Păi nu știa cum îl cheamă, da, e, boule, dar nu știa cine e Bulău. Da, e Serghei, e așa, și Bulău. O scris, cum îl strigam noi acolo. Înțelegi? 12 noaptea și m-a chemat, nu știu cine m-a chemat. Vin un repede la telefon că te cheamă... Pe mine? Eu zic, poate pe fiș, poate pe fiș. Pe ceva, o greșeală. De ce să vorbească cu mine? Deja te speriați. Da. Dar zic, ați putut o greșeală pe mine. Deja să se culce. Nu, doamne, nu. O greșeală. E o greșeală. Onorată instanță, e o greșeală. Dacă nu vorbea deloc cu mine, n-am salutat-o cu cine vorbea. 6 stopuri și mi-a răspuns. Cu cine vorbea, mă, Ion? Nu ți-am spus pălăria? Și să rămân la mulți ani. Am întrebat mai. Da. Bulău e nume sau poreclă? Poreclă. Ai rămas mut. Nu. Cine ai stat, tu să te gândești? Da. Nu m-am gândit, că întreabă pe ăsta cât de obosit eram. Dacă am ajuns la Revelion, nu mai aveam nici pantofi în picioare, pantofi, nici cămăși pe noi, nu ți-am povestit cum mănerc când vin cu alea. Când ne-au închis jabele astea afară. Făceați noi scenariile de luptă. L-a luat Nicu, l-a luat Nicu pe ăsta, l-a spus, l-a uitat. Ăla te sculți, se lăcea cu lopata să dea. Ca să vă spun cum am plecat de acolo, ce să mă sperii. Deci, cumnatul meu nu mai avea nici mâneci, avea o căciulă de foc, am povestit-o, și-a băgat vin roșu și și-a pus-o pe cap, nu-i curgea. Înțelegi? Avea muștar în urechi și în buzunar. Și ne-a invitat unii... Mustața aia și cutica, da. Cetica. Ne-a invitat unii la un revelion la Hotel Predeal. La Robinson. La toți ea, vine băiatul lui Mizil, vine băiatul la Robinson, nu, Predeal, era la nou, Predeal. Dă-mi mai importanță. Dar nu pe acolo, că am mâncat florile, că am ieșit. Înțelegi? Când am ajuns acolo, mănel, că ăștia au plecat cu mașinile, ne-am certat, ne-am scuipat, ne-am făcut,
avea un pantof și un pui de sculț, acum să vină de revenire așa, tot mi-a suitat mult. Și atâta a ajuns, n-avea mâneci la cămașă și n-avea alea. Înțelegi ce a venit ăia cu cremul și nu știu cine a cerut muștar. Și mă, hâț, sau eu, și așa. Eu și acolo erau costume de gale. Ăia toți, erau toți activiști, nu știu, bățuia, da. Și eu mă duc să fac pe acolo figuri, pe dar n-am luat la bătaie pe mă să fac pe acolo figuri și a trecut un chelner și i-a mutat șapca și a găsul ăsta vin roșu. Înțelegi? Ăsta s-a agitat și eu am zis că a aruncat pe ea de la masă. Bă, face, am ieșit afară, eram cu ăla, cum îl chem, că am mâncat toate florile și le-am mâncat palmirile, le-am mâncat ele și am plecat. Noi aveam o vilă, ăsta cu dușmanii mei, cu domnul Mihai Bijor, venea ce stat. Cu Pițigoiu? Erai cu Pițigoiu, erai cu Zabete, erai cu Broască, așa, și o în vilă eram Viorel? Cu Viorel. Colombo. Era 5 dimineața, Colombo, da. Mănele, ăla nu mai avea niciun pantof, a ajuns la casă desculț complet, prin zăpada aia plină. Piții era oripilat. Da. Și era vesta aia fără așa, șapca aia plină de vin și zic, iau o coadă de lopată, intru la ăștia în casă, îi scopărând și tu iarzi. Se bate în păștea. Am intrat în casă, Nicu, am dat bradul, să dau bradul jos, să rup alea din brad și zic, Nicu, ce faci bă, băule? Zic, tu rup bradul, că ești afară, nu vrei să bei? Hai mă, lăbos. Și l-a lăsat pe ăla. La două ore. A doua zi avea pneumonie, febră, 4 de grade, Lidi. Ce ai făcut cu ăsta? Nu am făcut nimic. Păi să dea ăla cu parul să-i încigă, dacă nu ai ieșit. Dacă nu ai ieșit, oamenii. Bă, nu mai povesti, o să zic oamenii ăștia că suntem chiar pe asta a fost. Chiar pe timpul de zi. Ce să fie frică? Am întrebat. Eu dacă intru mâine, pui mine în politică și îmi strig ce-i. Aia la revelionul ăla? Și că mi-era frică. Dar stai puțin, că ai venit afară, s-au aruncat și câteva apropiere cu apă pe noi de sus. Dar uzi, desculță, m-am la rebelion. Zici, mai s-au spus, cine trebuie să mutanți ăștia mei? Sunt, aveam și idei frumoase, de nimic venea. Foarte frumoase. Și după aia l-am luat pe Broască și l-am culcat la mine, nu știu de ce. Nu mai aveați voi locuri. Și a venit Smaranda cu Oana așa și zicea Smaranda, tata are o broască în pat, între broască grasă. Dar urât era un drag prost. Și aia punea, e mică, putem să luăm în brațe? Și copiii reușiți. Și Brinchi ce făcea în aceste anturaje? Era serios, ea se uita. Da? Nu ne-am mut, mă, când vedea ce fac. Se uita. Nu-i venea să credă. Contemplam. Ce să fie? Dar îți dai seama cum ziceau ăia. Dar ce ne-a așteptat directorul acolo, vin băieții. Și băieții apară. Ca la Cioplea, când ne-au dat afară din casa a doua zi. Pe ăia de acolo, când m-a văzut, ce mi-a zis, ce e aici? A zis că suntem cu ursul, cu alea de suntem cu ăla, fără mâneci. Și noi eram copiii care venisem să spargem revelionul. Bă, Ana, să-ți răspund că am fost marginalizat multă vreme. Și ținut din scurt de Donca. De Donca? Făcea tot posibilul de pe pământul ăsta să mă țină departe de leprastă. Și tot n-a reușit. N-a reușit. Are magnet fraierul ăsta la... De la ziua și nenorocirea, mă! Păi bun, și când avea aceste nemulțumiri față de tine, îi le comunica, adică avea o discuție mai aia. Păi ce să mai aibă? Păi nu m-a băgat și în ședință de comisie. Păi mai devreme că îi certa pe alții pentru comportamentul copiilor. Da, tu mi-ai tot. Certa mă și până Paul. Eu fi zis și lui, seama. Nu ți-am spus că... Ce să mai zică la că m-a dat în ședință de comitet pentru executiv. Exploatarea unui către om, cum ai zis, mă? Bă, dacă venea, dacă n-a Paul, bă, de la Vrancea, tu ai apucat, n-ai apucat. Nu. Aveau terasă și seara ne strângeam acolo, dar era parcă era la servici, la serii, da, la TVR, la ora fixă, pac. Dar ne strângeam ca să citim cărți astea. Da. Nu se băutură, punea furtunul la patru metri. Și venea, da, și venea Nea Paul când venea de la servici, că e mult, bă, munceau ăia. Dar eu pot să-mi închipui pe ei. La 7-8 seara. Și venea... Ei, care... așa mici. Pe mama ăia și tatea veneau ei mici. Păi nu, o, doamna Lidia nu venea. Nu, doar el venea. Nu venea, n-avea. Doamna Lidia. La noi nu prea venea nimeni să ne spună nimic, că era o bătaie totală. Ori între noi, ori băteam alți nemitani. Probabil că și-o lua Nea Paul în timpul zilei. Păi venea 7-8 seara. Și venea, cretinul ăla este aici. Despre cine oare întreba? Nu știm, asta e nouă.
Despre cine v-ar întreba? Despre colegul tot de platou. De asta. Și era cu o față de aia supra. Îți dai seama că avea discuții cu ea. Dar ce să-i mai spună la handicapatul ăsta? Dom'le, a venit acasă. Bă! Tovarășul Nicolae Ceaușescu a citit de gândire așa că exploatez cu oamenii muncii, că nu știu ce, că nu știu ce. Bă, mi-e o rușine de mâncat din curile din curie. Bă, idiotul! Bă, mine, curde! Dar zi aia acum, a venit el să-ți... Bă, Iana, știi ce tonalitate avea când întreaga cretinul ăla este aici? Da, știu asta, adică îmi dau seama ce toaie. Da, ăla era maximul la care... Dar nu se întorcea, că și la bătaia de la Cernica, condusă de mine de Tomu și de Păcară, stătea pe un scaun de mic așa și nu s-a întors. Doar așa făcea. El stătea acolo la mama așa și a întrebat-o, Domnca, a început cretinul de frate, tu aia, da. Și ce-a văzut de treabă? Deci era deja imun. Și groparii se leau cu oarea, cu târnăcoape. Al nostru, unul care nu vă dau numele, s-a ascuns într-un capuș și mi-a spus, nu s-o bătut cu nimeni. Dar atunci când ți-ai zis, când a venit să zică că bate examenele la ușă? Bă, cât am râs atunci? Asta nu știu. Aveam o căsuță micuță în curte, înțelegi? Da. Era prostituție pe față. Așa. Toată seara. Au, au, au. 5-6 cu alea. Veneau și milițienii de la mine și de la Gogură Durescu că lăsam aia să vadă. Că atunci m-a dat mama afară. Plecam în el din curte, că de-aia m-a supărat, afară. Supărat. Și îți dai seama, l-a plecat. Că nu putea să participe. Da, și le puneam pe alea în gozul gol pe geam, toate alea și m-a spus, mă, au dat afară și din căsuța aia. M-au dat prima oară din casa mare și mai din casa mică. Înțelegi? Și o să vedem acolo rupt, îți dai seama că dacă erau toate nenorocirile acolo. Îți zis că se tea tache între mine, punea o pătură, că avea lați, păduchi, toate alea, ce să luau, toate alea. Jeguri în mare. Și vine tata foarte inteligent, n-a venit niciodată acolo. Și auzeam eu. Bă, dar nu știu, eu am crezut că-s milițienii aia la început să putea zic, ce dracu vor ăștia la ora asta, că era dimineața, înțelegi? Și zic, da, n-auzi, bat examen la ușă și zic, am zis așa, să moră mama de dure, stau așa, n-am auzit nimic. Și a plecat, el vrea să duc la facultate. Aici n-a fost, a fost sociopat ăsta, n-a Cum să spui fraza aia, bă, că eram doctor, profesor, expert, profesor universitar, ginecolog, arhitect, constructor, să spui mie că bat examen. Și cânta și cu Tudorel. La pian. Da. E, uite, aici e un pic de nostalgie, într-adevăr. Acum... Nu, ce dracu. El avea boală pe... Dar toți aveau, băi, aveau aceeași mentalitate. Dar nu, el mă măscărea mult din cauza lui Nicu. Ce te-ai strici pe Nicu? Da, domne, că cum să-l țin în fiecare viață până la 5-6 la băutură, că trebuie să lucrezi, că trebuie să facă... Nu, da, eu legam de sticlă. Da, și cu Domnca tot de asta te certai. Măi, ai fost oaia neagră, du-te. Păi eu țineam la băutură, eu mă țineam pe mine, eu vreau să pictez, să scriu. Da. Aveam șevaletul la mine. Băteau examene. Băteau examene, eram înconjurat de toată. Domnca era cerebrală, dar avea cu cine, bă, frate? Eu mă conjuram toate părțile, numai de artă și lucrurile. Avea vorbe din astea, da. Și aia când n-am mai știut de fasta, nene, mut a rămas atunci. Bă, nu mai avea vorbe, făcea. Cine e tata aia? Da, păi îți dai seama. Când dacă l-am întrebat cine aia și mă căsătoresc, mi era a doua zi. Eram obosit cu Florinel, Vlad, decedat la 3-4 și de băutură, cu Ghiuri Faseca și decedat de băutură. Singurul în viață nedecedat de băutură. Cine? Eu. Și aveam casa asta, într-o curte mare, eu eram mică, aveam o casă așa, aveam tendința, stau în casă de pământ să cânt. Și era distanță, aveam curtea mare, erau vreo, cât erau, vreo 45 de metri până la casa aia. Și eu eram pe o bancă și aia, a doua zi după nuntă, era niște o chestie așa, vaporoasă și tot se învârtea pe acolo. Tata a venit spre mine așa și eu întreb, cine morți mă să iei, mă? Și el se uita și nu știa ce vreau eu. Zic aia așa, idiotule, nevastă ta. Și m-am speriat. Inteligent ai fost întotdeauna. Păi dacă n-am recunoscut-o, mă, dacă a fost nunta lungă. Câte zile? Nu
știu, că eu începusem nota cu mult timp înainte. Dacă nu mai știu ce restaurantul, mă, numai teta la bănuit. Dar și era amator, era ce restaurantul. Ai aflat biserica unde te-ai botezat? Nu am aflat, nu. Băi, mă, nici nu aflăm. E enigmă. Deci am bunit de la aia. Ce dracu, bă? Dar aveau chestia cu familia. Pe câte șucări am avut cu despărțirea? Dar nu aveai voie să te desparte. Dar cum mă, să o lași? Bă, lăs, bă, tată, lăs-o ce e. Dar toți aveau aceeași mentalitate și toți aveau aceeași mentalitate. Văzut, s-a văzut și la proces, dacă lumea nu se uită cât a protejat-o, cum a ținut-o de mână, cum o făcea. Cum adică, bă, dar și taică-tu și ai mei. Nu râdeam în continuu de tata cât de prost e. Când am subat pe aia, știi că am subat pe aia să-i o sucă? Iar mă fac ăștia cretin. Dacă nu dați like-uri și nu dați subscribe, nu mai vă spun nimic din tainele tangentelor. Ți-am spus că aveam vila aia pe Chiselev, care are curte imensă, cu piscină în sufragerie. Aia cu cerbul, cu ursul, cu alea? Alea, aveam o căsuță unde stăteam acolo, nea de camping, unde aveam alea așa, dar cu ea curte imensă, ce hectare. Și toate aveam mai găini? În alt colț. Dar aveam și helește cu pești. Și am luat-o pe una, înțelegi? Soardem acolo. Ideea mea strălucită, zic, hai să te bag, vezi că te duc în... Așa, vezi că o să fie unul mic în pat acolo, să o bag în casă. Dacă zice aia ceva... Dacă am inteligent, dacă zice aia ceva... Hai mă, vezi de treabă, bagam amândos, ți-i spună lui mama, înțeleg? Și că am urcat cu ei, erau sicuiștia, ceva, Serghei. Și eu plus le-am povestit, băi, ești cretin. Zic, nu, îi fac o surpriză la tata. Să ia puterea puțin. Dacă l-am ridicat din pat. Aia e genială, dar zi-o pe aia. Era bolnav, nu se ridica, înțelegi? Eu aveam, am avut în toate astea 5 medie generală pe materie. Ți-am zis că mi-a spus mine și mine acolo cu 5 cu milă. Dar până să-mi dea 5-urile alea, eram la toate materiile, eram așa, înțelegi? Și zic, îl scol eu. Doctorul și toți zic, cum scol tu, Serghei, că uite, o să așa, stai puțin așa, mă duc și am arătat carnetul și așa, să mă prind, înțelegi? M-a spus. Asta e bună. Dar și începeam cu cărțile, cu ăla. Dar nu îi făceai ceva, îi mutai cărțile, sau nu știu ce îi făceai, când vrei să le înălțezi? N-avea voie să umblem. Furam cărți cu dorul și le vindeam și mitocanul ca să bem. Înțelegi? Aveam mii de cărți, apoi venea în casă, lipsește aia acolo, nu știu, domnule, nu mă bănui pe mine la cărți. Ne-a luat cineva, te uiți așa urât? Nu, nu știu, a scris ceva aici. Să înțelegi. Clubul pensionarilor. Bun, nene, era bun. Venea el cu toate pildele lui. Și care ți-a rămas în minte? Niciuna. Dacă am cașonat că să-l bată miliția. Ce prost ești, du-te. Eu aveam un Fiat 850 roșu sport. Frumoase mașini au fost. El, cum era mic așa... De ce roșu? Așa ți l-a trimis Arafat? Da, Arafat mi-a trimis, da. Și el a zis să ia și el mașina să conducă. Avea niște pantaloni scurți și o bluză pe el, înțelegi? Ăștia erau în spate cu Jaguarul și cu securiștia și cu toate alea. La stop, un milițian când l-a văzut, a zis să dea la o parte să treacă, ăsta era vizir, înțelegi? Și îl dădea așa la o parte. Eu, idiot, am fost să claxonez ăla. M-am gândit la doi pumni mașina, dar jos. El mai știa ce cu el. Ăștia se reau din mașină și ăla a crezut că sare să-l bată și securiștii. Dar se reau să-l gurească pe milițian. Și atunci ce mi-a zis? Idiot ești. Zic, ce-i de fost să conduci mașina mea? Eu o conduc pe ta? Și aia cu Adrian și cu Aurora cu mașina e bună. Ce mândru era el. Prost, oameni, bă. Nu-l ascultam pe oameni, știe el. Stai să înțeleagă lumea. Am un cumnat și acum în fine care... Da, n-am nimic de zis.
care era în America și ca să vină el, care era cu domnul Petre Roman, care erau mari comuniști, care după aia și-au rupt carnetele ei primii. Și ca să-l arate lui tata așa, i-a zis că își cumpără dacie pe valută. Eu zic, băi, ești cretin. Mă înțelegi? El își luase carnetul în America. Și am zis, băi, fă câteva ore aici, că nu e America. Acolo te punea pe șosea, mergeai, trebuie să dea la. Plecat de pe Chiselef. Este un... Că aveam alt, că toți nebunii la noi. Aveam un securist care stea în halat, mocanul, lua câinele, mergea la Duena, punea câinele acolo să mănânce și când vreau scutea pistolul, de aici, mănâncă câinele, tovar și un și la cu halatul la copărărie în cap, oprea circulația, nu oprea nicio mașină. Tata, dar nebunul la cine amândoi mici, mama. Da, normal, ce să zic ăsta? Normal că și-a cumpărat mașină, că un studiază, muncește și-o, da, muncește, studiază, nu mașină. Dacă studiam, munceam, nu-mi luam mece, să nu am astea, mă, putând de aceea voastră. Și fiind așa, mi se, știi, aia pe chestiile, să urcați pe scările alea. Și ăla iese, deschide milițianul poarta, băi, și face zis, bum, atât că aud, am căzut pe jos. A intrat în primul copac, nu mi-a făcut nimic. A dat de volan și o să-i dea după așa. El s-a ținut de volan. Eu am căzut pe jos de râs. Da. Un imbecil, râde. Pe ce mi-ți fac unde fac râs? Mama, ți-am spus, păcule, ăsta râde de orice. Pe ce să văd dacă i-a spus pe ăla, că intră în copac, ce să plâncă? Dar în fiecare zi era o nenorocire. Cât de deștept ai fost. Cum dracu' încăpeau atâtea imbecilități în mintea aia? Păi dacă le spuneam. Și pe mine mă enervau ce mândri erau ei cum pleacă la cobășinele daci. Da, mă, pentru că ăla era studios, adu-ți aminti. E studios așa, mă, că e la NASA, eu sunt cu tine. Și ăla e profesor universitar la NASA. Nu? Zic că mai deștept decât mai e. Îți dai seama. Ei aveau trecere în perioada aia, nu? Dar mai era un alt copil în afară de tine la această scenă? Păi era Aurora care era păi în aplauzele. Păi da, normal că era așa. Păi Don Caculidi erau cu mine în brigadă. A, și râdeau și ele sau se abțineau? Râdeau, dar eu eram cu... Mai păi puțin. Șmecherul a venit, s-a venit ăla cu volanul mână. Dar le făceam în continuu. Aveam o curte acolo și aveam pe Moraru Benjamin Ciocanu care era cretin. Mm-hmm. Și el, în loc să facă așa, să iasă pe chestia asta, el mergea și... Cine? Vichy. Vichy al nostru? Cred că da, nu știu, că nu are numele ăsta. Zice, vă pupăm Vichy. El trebuie să fie. La turnul a început emisiune, dar de bine. Și întorcea Moraru Birmei Ciocanu, întorcea acolo, în spate. Și nu prea mergea cu mama. Și-a luat-o pe mama și mi-am băgat pomitoare în țigări, că tot timpul ucea de mult Fili Moris. Și când a cotit acolo în spate, când i-a pomnit, a intrat cu mașina acasă. Și mai vreau să plece. Mama, domnule, așteaptă și mi-a pus. Mama, ce ți-a pus, domnule, că eram mai omul din mașină. Mama, altă proastă. Nu înțelegea cine i-a pus pomitoare. Nu înțelegea de ce a explodat ăla și a intrat cu mașina. Da, restul de securiști care erau normali, ei erau la oameni normali. Erau la oameni mici. Fii atent, toți care erau mai retardați, erau disciplinari mutați la sine. Aia sunt idioți, mai ales eu. Și toți ăștia, nu te metem la idioți. Și ar pe fia, mă. Deci, practic, ar pe fia, mă. Un fel de vedete pentru ei. Eram, da, oamenii normali. Pe când a făcut o lumorară atunci, că atunci iar s-a luat tata de mine. Că aveau o altă căsuță mică în casă și dormeau până în noaptea. Tu dacă câte căsuții mici aveai? Păi, te aveam păi așa... tu te-ai oprit să vezi odată? Lasă-mă! Am în trecere, nu m-am oprit. N-am păi nu, da. Acces. N-am întrebat. Mai văzut ce e acolo. Așa și Moraru. Deci nu când se pleca, avea pantofii, se dădea jos din pat, își băga picioarele, se lega, să plece, înțelegi? Și a intrat tata că pleacă. Ei au sărit, Moraru meu a sărit, așa, și eu ce am făcut, i-am bătut pantofii cu el. Și când s-a ridicat, a zis, ăsta ce vrea ăsta? Mi-a bătut, ce să-ți facă? Eu am crezut, ce să dea decât imbecila mai. Păi nu ți-ați cum a răsturnat ăsta pe mine și pe Nicu aia cu trenul? Tu vrei că mi-a răsturnat Moraru cu trenul? Nu. Cu trenul? Veneam de la Brașov. Așa. Și în curba acolo la Părâul Rece vine trenul. Așa.
Și el cum a luat curba, a zis că vine mașina. A, gata. Eram cu unii, cu toată lumea și el neapărat. Ne omoară. Ne omoară. Nu știa cine ne omoară, înțelegi? Și a dat cu mașina așa și a trecut în băie. Asta era pe muta securitatea 5. Direcția 5. Direcția 5, da. Ce-aia cu șarpele e bună cum arară. Dar stai cu șarpele, tu ai fost cu noi când ne-a alergat sața cu șarpele, am fugit. Nu. Patru serpentine. Când am băut la Coliba, Hăducior. Nu era, nu, că de-abia îl cunoșteam pe domnul Mădălin Voicu. Și am mers acolo, ne-am îmbătat, ne-am rupt și era Gigione. Ăla care scotea și pistolul bună, că și pe Gigione era bun până la data afară. Care ne-am bătut până la, prin județe, prin alea. Și atunci mi-a spus Gigione, care era cel de nie, că Mădălin Voicu e țigan. Eu știam ce sunt țigan niște, înțelegi? Și zic, ce fac, cântă. Și atunci să cânte nimic. Ia dă-mi bă pistolul, l-am pus așa și am băut. Mamă, dimineața pe veranda când a ieșit și inspectorul așa, un pas așa. Și și plus la dezază a venit Coliana, șarpele. Și am fugit până la treia curbă, pe jos și la curbățul după mine. Da, ce matur eram. Tu ai fost când am distrus aia. Vânător. Și la Colibă. Când ai călărit Mistrețul, ca bou. Acolo am căzut. Te-a pus pe... Cum a călărit Mistrețul? Aveau Mistrețe aia. Sunt păți, mă fac prea de căcat. Și fii atent ce am făcut. Avea Viorelu Mistreț domesticit. Și făcea așa o cursă. Și mergea după un ospătar. Nu, el fugea așa. Ideat nu venea așa până lângă cuptor și așa să ducea pe partea asta. Prin numai de nemți și de evrei și ăștia, că era pe vremea cine era. Românii și-aveau voie la munte. Ideea mea, că știi că aveam chestia, că să haiduc. Mi-am luat o brană, mi-am luat o veoză în aia pe cap. Erau aia îmbrăcați în haiduci cu pistoale de alea. Era și la grâni, la vrâu. M-am urcat pe Mistreți. Brăcinare de alea late, cu brâie de alea late de piele. Și m-am urcat pe Mistreți. Intelectual. Și pe mijloc era un cuptor care ardea tot timpul, știi? Și plită, încălzea la mâncarea, venea cu fofleuri, cu chestii de alea. Și Mistrețul când a trecut și m-a dat cu capul de la că am căzut, că nu știu dacă să stau eu pe Mistreți. Eu plin de sânge, toți nemții. Și că sunt în program, da, și eu mai știam să mă ridic de jos. Da, dar le furam tot timpul. Intelectual mare. Ce vrea să mergem pe Mistreț? Ce înseamnă când auzea ăștia că nebuneau? Elena își punea că regal mă avea. Bă, dar iar ăsta s-a urcat pe Mistreț, a făcut aia. Dar ai zis că la început râdeau. Da. Deci când erau mici. Nu, când spăgeam vila acolo la predeal, când făceam toată înocirea, tu mei stai, atunci râdeau și cu școala și cu alea. Acum era în circuit închis. Nu era cu circuitul meu, era cel mai mic acolo. În vila președintelui. Păi nu, dar asta spun, dar nu ieșea în afară, adică era practic între voi și securiști, nu ieșea, da, nu da, se știa. Dacă tu vedeai în vila lui Nicolae Ceașescu, dacă puneam la pe pereste curenta, cât aruncam ce spăgeam acolo. Zugrăveau, e. Da, mă, dar are dreptate asta. Nu ieșea în afară. Da, dar ei vedeau ce fac în casă. Păi da. Se întâmpla. Păi dacă era, bă, dar ce căută idiotul ăsta de... Ne face casa de comandă. Bun eram, nene. Da. Super, bun. Dar numai... Păi s-a ajunsese la... Nu trecea o zi fără să se întâmple. Păi da, da. Când mergeam liniștiți la popișe. Da, eu și ne-a închis Club Bazino. N-am mai avut voie să mergem acolo după aia. Păi, am tras cu alea în piții. Când ce-a făcut cu el. Ce ai tras? Nu-ți minte că i-a făcut să trăgea unchitul la mireasă și alea. M-am venit prima seară, am tras în toată lumea și a zis să închide. Cu ce ai tras? Cu arma aia, cu aer comprimat. Cu capse tale. Nu, capse, mă, cu geco. Te găură oricum, că trăgeam de la un metru și văd. Am deschis focul. Domnul Mihai Bujor Sion. Bine, merita. Păi, nu, da. Fost... Ai avizajat, cum spune neamțul, ai avizajat comportamentului. Când eram cu Moraru Bilmei Ciocanu, dacă intram în discotecă sau în astea, în 5 minute, dacă ieșea Zaza râzând afară și asta, intra să deschidea focul ca să mă scoată din mulțime. Da? Da. Și cum întreba mătușii sa, dar de ce consumați atâtea cartușe când este scurse de ei? Îl atacă câinii. Și a întrebat, dar unde merge când s-a atâția câinii? Bă, un om
Bă, așa la inteligent. Bă, un om normal poate să, să gândească când el propovăduiește și mințenie și aia, aia. Poate să gândească că ăsta e atât de imbecil. Nu, da, acum, dar acum a luat altfel. Dacă era să fie normal și să nu facă nebunelile astea. Deci pe mine că nu fost. Acum ajungea în politică și probabil făcea cu șmerie ca mulți alții. De ce nu? N-avea. Ce n-avea cum? N-avea cum, că îl prindeau la testul cu stilou. Aia e. Apucau transpirațiile și îl dădeau afară. Eu zic că e cu multe clase peste ce sunt. Am mai avut și teza de doctorat după ce i-am bătut pe ea la Brașov, mi-am bătut în miliție, cum a zis? Când Serghie e la mare, restul copilor la munte. Atunci când a fost. Aici a avut astea, tot o chestie de... Deci nu poți să bănuiești... Cu fumul și iarmă aia. Nici nu poți să bănuiești niște oameni care au asemenea concept. Dar toți le aveau. Și ai mei și al lui ăsta. Și toți care erau oameni în firea lor, aveau alte concepții și nu veneau neapărat de la comunism, veneau de la educația pe care o primiseră sănătoasă acasă. Cum să fie de acord? Și pe mine ce nu m-au educat sănătos de acasă? Păi n-au reușit. Ăsta răspunde. Auzi mă, erai la școală mă când vrea să te educe. Păi, dar ai zis tu că te-a luat cu cât face 2 plus 2 și tu erai 5. Ai două mere, îi dai lui frate tu 1. Nu-i dau niciun măr. Stăteam în bibliotecă, îmi făcea cu 2 soldății, cu oarea, profesoară. Păi, n-ai văzut că ți-am trimis dedicația pe care mi-a dat da. Mie pe tablou. Da. Tot așa scria cu cariera și cu învățătura și cu... Da. Și ce a fost? Moralul era tare până la dată. După aia ți-am că n-am fost o zucară. La mare. Moralul? Moralul. Da. Și când m-a văzut, a oprit Zozocarul, a dat pe-o jos să mă primi cu Zozocarul. Eu o să povestească și domnul Brinchi ceva aventură. Păi a avut mai noroc, ce cum e de aia? Și ne spună. A participat, mă, dar dacă le spui tu ce le iau și eu. Ai participat la multe. A fost, e adevărat. Dar și aia când s-a deschis focul atunci, la pădure? Acolo era la trăgători, împotriva mea. Da? Da. Păi dacă erai dușmanul de clasă. Dar care a fost motivul? Ei, motivul căcat. Ce motiv? Uite dușmanul, pe el, arde. Matoi! Și securiștii ce ziceau? Vedea că ca s-a să ne pușcăm și pe aia ne-a dat afară mătursași din pădure. Prima dată i-am pușcat o zi înainte, da? I-am pușcat... Adică ce v-ați zis? Nu mă cecută la pădure și tu. Și tu cum aflai de asta? Păi veneau... Hai bă, mergem în pădure. Dar nu mai mergem în pădure, că nu vă priește aerul din pădure. E aerul prea tare. Auzi, țigare, o zi înainte ți-a dus aminte? Știu totul. A venit Donca cu ideea să mai ieșim la aer curat. Din curte de la Znagov am trecut în pădure la aer curat, picnic. Și nu poate să fie picnic în oraș. Și am mâncat, am băut, pus frumos, cu coșuleță, cu mâncare sau... Ce mă veneau, mă, iar mănânci, ce veneau, ți-i cuceau toate mâncărurile. Păi da, mă, da. Când dacă cărați voi căciuleță, cărați aici. Căcat, vorbești prostii. Organizase Dunga. Se făceau mese acolo cu ospătar, cu vânător, cu toate alea. Și pe păturile alea eram pe un drum din ăla, o lizieră de pădure. Pădure stânga, pădure dreapta. Și cu capăt așa. Intelectualul ăla și ăla era deștept. Îi mergea mintea și lui ăla. Care Brinchi. Nicu, mă, cine? Da. Zice, Brinchi, poți să-mi puși capra aia? Păi eram pista, mă, și capra. Să vedea o gâldeață. Și hai bă că îți dau arma mea cu lunetă. Tău mă încoace. Am pus-o la ochi. Luneta, am luat poziție de tragere, zbang, a murit capra. I-a trimis pe aia, du-te bă, luați capra și duceți-o la pădurar, că nu lăsam așa. Când au venit, era Rădulescu, era cu cap alb la față. Brinchi, știi ce ai făcut? Ce? I-ai împușcat muflonul lui tovar. Adusese două perechi de muflon, nu știu de pe unde. Să împerecheze, să... Populeze pădurea de la Znagov cu muflonul și eu am împușcat muflon. Dacă l-am mai zis că e capră, de unde să știu? Pizda, mă. Și a doua zi s-a tras și a treia zi n-am mai voie împărăzi. S-au pus bariere. Păi și până la urmă cum ați dat-o cu muflonul?
Ce să zic? Era nepoță, ce să zică? Păi nu, nu, n-a luat-o Nicu asupra lui să zică, tată, eu am tras. Nu prea era curajul, zic. Nu, Nicu te, Nicu te băga mai tare. Te băga mai tare, era de treabă rău. Te băga mai tare. Nu a fost nicio chestie. Dar pe el băgau în ședință? Cred că da. Bă, asta a fost o enigmă, să știi. A Otilii. Nu, al lui Julieta. Dar pe tine te băgau părinții tăi. Aoleu, ce bine, pe tine te băgă și... Ai văzut, mami, ce face, mami? Ai văzut, mami, ce face? A fost o mare enigmă și l-am întrebat și după 90, până a murit. Și n-a zis niciodată. N-a zis niciodată. Nu, bă, ce-ți făcea maică ta de te ghidona halul ăsta? Înjura, te... Că oricum știa absolut tot. Asta e clar. Bine, și nu, partea cea mai proastă era că după ce i-a dat afară pe Rădulescu, Postelnicu i-a dat atunci când a venit el, și ăștia nu, da, și nu vreau să vomită. S-a dus Ungureanu și a spus, până noi suntem puși să... Da, îl apărăm, tot aflat, să-l turnăm. Că apărea... Și după aceea, păi mai erau și între noi lepre. Cunosc. Așa, știm, nu? Și după aia erau unii care nu erau la vedere. Și aia spuneau, beam o sticlă de vin, au băut trei sticle de vin. Da, numai minciuni, numai ordinării, știi? Nu, mă, nu, dar ca idee, că exagerau foarte mult, mai punea și ăla de la ea acasă. Știa ce îi place ei să audă. Și atunci, ce măsuri să luau? Ăla, afară, ăla, afară. Ăla, lui Nicu ce să-i facă? Nu-i face nimic. Nu-l luăm pe mine. Elementul ăla. Out, out, out. Păi nu, că de unde știu că știa absolut totul? Că în căsuță unde bătea tata la aia, unde aveam bătut asprapus cu tache și cu toate bărțile, cu ursul care a povestit ca să a ieșit aia pe geam și i-am dat unul dacă sunt în casă și toate alea, acolo venea pe la 12-1, de când venea de acolo. Și venea la început să-mi dea cu piciorul să bea o bere, pentru că eu nu m-am descurat, el vrea să bea o bere. Și începea. Iar ai făcut, iar a nebunit mama, iar ai spart predealul, iar ai spart aia, iar ai distrus, iar ai făcut, iar nu știu ce. Știi cum ziceam? Bă, ce? Iar am făcut, iar mă fac de căcat să moară. Mama, dă-mi o bere. Bă, nu mai fac, mai dă-mi o bere. Eu uite, bă, la treia bere. Eu uite, bă, fac și alții, uite, pădorii pe mine, cu ce am făcut. Gogo așa zice pe sentie, nici în pârnaie nu rețineau, făcea cârciuma acolo, n-a spus ce a făcut la batalion. Apropo de partea artistică a stimabilului Serghei, ce zice că s-au împlinit 20 de ani de la moartea pictorului Constantin Piliuță, elevul lui Ciucurencu? L-a cunoscut pe maestru. Uitam tablou în casă, cum să am o Piliuță, Piliuță și era sudor. Păi Zmarandă o cheamă după Fisa. Brinchi se antrena atunci, nu poate să povestească. Da, dar avea teren. S-a antrenat la rece. Domnul Brinchi a prins un pește atât de mare încât nu ne poate povesti. Întreabă-l, te rog, pe Serghei dacă a fost la Clubul Băneasa, cel administrat de Ministerul de Interne, da. Și dacă are vreo poveste de acolo. Sunteți foarte simpatici, dar nu mai bine. Dar nu era Ministerul de Interne, era Armate. Bate în parc pe mergem acolo la tenis, mă, nu mergem acolo la tenis. Unde, mă? Ăla, mă, când... Și la ăsta, la, din Băneasa, mă, când mergi pe partea asta. După biserică, nu era clubul ăla cărul închis. Înainte de... A, când... Depinde unde vii, vezi, vezi că nu știi. Depinde de ce parte vii. Acolo am mai puțin, mai răluț. La Neatache, Dumnezeu să-l odinească, mergem. Caralis, da. Acolo era. La generale, acolo... Ne-a dat afară era, repede. Era austeritate totală. La Natache era... Ne-a dat afară repede. La Natache, nu știi că venea Valentin să joace pe terenul ăla și nu putea să joace, că ăla punea suflet. Era profesionist, Valentin. Și eu... Nu ieșea așa. Ce era? Și eu eram amator și cretin. Pute. De turnea am avut eu. Și cu Ilie jucam, da. Bun, îți dai seama ce juca Anastase cu el. Știi că... Juca cu stânga Anastase. Nu, știi ce făcea? Ai fost când mergea la fileu, întorcea și dădea cotorul. Da. Sucea aia și dădea... Da, măi, ăla a fost un talent, ce vorbim. Și este, că trăiește. Un om.
Da, noi eram cu Caterinca, cu bere, cu căcatul și Valentin. Valentin nu putea să joace, că să concentra, să... Ce șucăre ieșea. Primul șucăr a început când s-a supărat familia prezidențială pe mine. Am plecat de la Predeal cu două jeepuri, nu era că toată lumea avea jeepuri albe, morții mă simte, că e un jeepul, mai vreau de la UNESCO, cu Florinel Vlad, care Tasul răspundea de cum se numea cabana unde erau toți ăștia de afară. De la Predeal când mergi pe Brașov, era acolo, Timișu, Geyser, mă. Geyser, păi dacă știi ce mai faci pe prost. Da. Păi nu știam la care cabană te drept. Îmbrăcați, aveam niște automate. Câtă geografie știi? Aveam niște automate. Nu mai dau nume cu cine mai era, că nu le convine. Și aveam niște automate care arătau exact care era de afară. La Geyser-ul ăla, îi aducea pe ăștia din Vietnam, din ăștia... Bă, erau la nivel mare conducători de stat. Nu, eu pe ăștia care s-au speriat nu erau conducători de stat. Nu mai conducători, erau în conducerea stat. Da, domnule, erau partidul ăla acolo. Da, domnule, veneau aici la... Așa. Era oficial. Că nu-i toată... Nu era șeful statului, dar erau... Că noi toată viața. Și noi am venit cu jeepurile alea și era unul... Nu eram. Păi nu erai. Teodorov, parcă da. Teodorov de la externe. Viorele știe pe toate. Și n-a vrut să schide partea, a zis, dar cine ești tu, mă, de noi de la Teodorov? Teodorov. Și Teodorov ăsta unde? Adică eu. Și când a trecut cu jeepul, când am dat partea aia jos, aici era o piscină în partea asta altă. Ți-mi da, piscina da, aia? Da, da. Eu m-am urcat pe tribună, pe trambulină în costum. Unul a tras cu automatura, eu m-am perperit și am căzut în așa. Și au zis că m-am pușcat. Vietnamezii au fugit și au zis, au venit americani, că aveam alea să trage la Geyser, să mă rog. Și atunci au zis, dom'le, chiar așa face ăsta? Și chiar așa am făcut. Mare mai mățare a fost. Pe voi și pe lucru din Scufița Roșie v-am mai dat afară. Da. Mi-a prins pătrarul. Tare eram atunci buni. Și atunci ați așucărit prima oară. Că domnule, au văzut delegațiile ce facem noi. Foarte rău. Și eu să nu se uit. Bă, dar ce idei îmi veneau în cap. Și acum stau, mă, că mi-aduc aminte așa, că le uit, dar mi-aduc aminte așa. Cum trebuie să mă urcă? Da, mă, dar era un complex de împrejurări. Pentru că era o scânteie și dau foc toată gașca. Te rog frumos. Cine de aia scântea? Dă-și pe mine, dă-și pe tine aia, să vadă pe tine copilul meu, să vadă ce a ieșit din mine. Aoleo! Întrebare pentru Serghei. A avut vreo zi din tinerețea ta tumultoasă care să fie post, rugăciune și penitență? Nu. În fiecare zi, nu știu, se întâmpla ceva, dar mă trăgea ața, mă spăr. Chiar dacă vreau să fiu serios o zi. Nu, dar nici n-am. Auzi, băi, Serghei. Uite, dar vreo poveste în care a fost nici nu, Serghei. Nu. Serghei, nici nu erau elemente care te înconjurau să fie... Cărți. Ăsta de mic a avut magnet la lepre. Erau numai... Tu care ai fotbalist puteai să mă influențezi bine. Dar eu mergeam la antrenament și învățam. Mergeam. Uite, Checkmate întreabă cam câți pești a prins la ultima partidă de pescuit. Câte fire are de par are sprâncene? Albe. Albe, da. Câte la ecran avem, că nu mai spun ce poveste. Avem, am prins. Avem. Ia zi, chiar. 520 de like-uri pe YouTube, 314 pe Facebook și 700 de oameni. Vă întreabă ceva dacă mergeți la Vox Maris. Rupeam Vox Maris-ul. Stai, bă, că Vox Maris-ul ăsta... Nu, aici mă, la Costinești. Primul. Da. Păi și la al doilea mergeam. Și în București. După aia, da. La lavă. Era la mare, la Costinești. Ăla, era cea mai mișto discotecă din România. Adusese Nicu atunci, îl dotase cu instrumente, stroboscoape. Mama mea, doamne, că mi-aduc aminte cu toți cântăreții, vreau să mai dau nume cu o parte, sunt morți. Care stăteau acolo toată vara în ce băuturi, aveau părul până la acolo aici. Da. Și ce cântau și ce bani și ce făceau. Și mă, dom'le, când vedeam pe Nicu, îmi prindeam părul în agraf, îmi ascundeam în curte. Ce minciuni! Ce vrei, mă, să spun? Ce vrei să spun? Ce vrei să spun? Da, mă, dar de ce să spun? De, mai bine nu spui nimic, tași dracu din gură. Mai bine rămâi mut. Cum ai rămas cu emisiunea care auzi, mă, dar dacă mă șinești, tu mă retrag. Lasă, auzi, lasă aia... că
la discotecă, la Vox, era după 12 noaptea, dar toată ziua nu ți-au ce aminte la teatru de bară. Da, dar cum sunt acelui, ce condiții sunt, pe ce bancă, să dau pe bani. Era bătaie să ajungă să fie de la teatru de bară la Costinești. La ce bani? Spectacol, era 3 luni de spectacole, non-stop. Auzi, dacă la Căciulata ați fost. Da, cu tata și cu toată armata. La Călimănești. Prânjimit. Dacă îl cunoști pe Florin Chinezu. Da. Și care era stațiunea voastră preferată? Neptun, Predeal, Snagov. Unde ne preteceam? Neptun, timpul. Predeal, Snagov. Auză, povestești cu Struțu. Asta e după Revoluție. De la Alurau. Da. Auzi, Ticanul Serghii nu a muncit deloc, e posibil? Cum să nu muncesc, mă, ți-a gândit acum? A muncit la TV, 3 săptămâni. Pe YouTube. 3 săptămâni. Nu auzi că plecam cu Jean, cu mustăți cu astea și ne prindea unchisul. Nu aveți voie să munciți, merge și vezi și jucați. Bă, dar aia cu tache cu câinele, băi, nu toată viața mea. Prost, tache, nene. Și-a fugit un restaurant, a rămas singur. Și chelele au fugit. A, nici tache nu era dus la biserică. De dar la pescuri toate bătăile alea când stăteau al personal și ne călcau hainele sus ca să putem să ieșim. Nu a fost. Cum nu ai fost? Nu participai atunci? Nu, după aia. Îmi pare foarte rău că ne bilduiești de nici de ce de neuitat. Eu de câte ori ai luat bătaie și de câte ori a bătut. Ai bătut. Nici nu am luat bătaie, nici nu m-a bătut decât cu organele. Uite, Cătălin vă roagă să spuneți pe rând câte o amintire de la restaurantul Gogoșanu. Dar nu știu, tu nu mergeai la Gogoșanu. Bă, da. Mergeai la Gogoșanu? Mergeam la Gogoșanu. Acolo s-a întâmplat nimic. Aveam doi nari interesante, Bescăruși, Atene Palas. Nu era fieful nostru. De Cina. Ce? Era păstându-se încolo. Lasă, mergem acolo. Cu Georgi, nu te-am văzut, scuze-mă. Ai băut cu Jean Constantin? Cu absolut toată lumea care a consumat alcool din sportivi, actori, scriitori. Nu ți-am povestit cu Fănuș Neagu și cu băieșul aici la popă la cimitir? Făcea aici, construia aici biserica. Toți trei consumatori de mari, zică, mari consumatori. Da. Și ne-am luat cu băieșul de pe noi. Și stăteam acolo cu popa, rămăsesem eu popa și cu Fănuși. Și băieșul ne-a jurat și a zis că plec. A plecat, a căzut într-o groapă cu var. Era vreo 5 dimineața, venea alba așa printre cruci. Doamne, vește, da, stai seama. Și Fănuș, uite-l. Și să fugim. Fănuș mare, eu mic, fugeam. Și după aceea, Fănuș, ce face? Îți face semn să stai. Lasă-mă, toamne pe mine. Strigoiu. Mare figură era și Fănuș. A speriat pe Fănuș cu seama. După Revoluție. Mare figură era. Fănuș Neagu? Ai, mă, mare tot. Scriitor și umor și caterin. Murei. Ce dracu, geniu. Și băieșul. Păi băieșul a făcut tața și Costel, toate alea. Păi băieșul nu l-am prins. Era mai mult să nu știi de-astea. Dar pe Vănuși, dar nu știi, mergeam la... Dar tu mă stăteam să știi, dar stăteam și vis-a-vis de Doina. De Doina. Dar a ieșit el în pijama cu halat iarna să ia țigări. Și a venit după o săptămână. Cornel Dinu a fost în gașcă? Tovarășul meu. Procurorul te lăuda mereu. Și acum cum a zis, i-am spus, ți-a zis cum a zis? Nu? A mers la Nuba, unde a fost atacat patronul. La masă numai lepre și am apărut eu și la Cornel. Bă, ăsta e un mare actor, bă, ăsta e un om de geniu, bă, habar n-aveți. M-am făcut cum să mă piși și m-am ascuns după colț. Dă-l mă morți, mă, un rebut genetic. Bun. Bun, are vorbe. Pe Cornel, de fapt, noi fotbaliștii toți suntem peste metri. Ai trecut pe terenul lui Brinchi. Pe așa l-am cunoscut pe... Păi și cu mătru, ce vrei să spui de cu mătru? Că nu e inteligent? Ba da, nu-i forțe nimeni. Păi am spus cu mătru. Pe Boanchiș, aici l-am cunoscut. Că a venit cu Cornel Dinu și cu mai multă lume, eu eram matol aici și
nu mă văzuse, mut a rămas. Da? Eram în vrile pe acolo, mă tăiam, mă rupeam pe mese, mă făceam cu toate astea, cu toate astea. Stai și se uită așa. Da. Nu, și m-am uitat buzări. Tu ce ești, mă? Și stăteam cu machiș. Prozator. Și eu mai idiot. Și prozator ăștia ce fac, mă? Eram, ți-am spus că eram cu, zic, cu Paris, care fura de pe masă, înțelegi? Și eu zic, băi, e casa mea. Doamna Cora, doamna Cora, de sus. Auzi ce treabă, Cătărin. Dacă frecventai restaurant Triumf. Ăla, trei sferturi a meu. Când i-am luat cravata lui Mohanu și i-am băgat-o. Da, sărat. Dumnezeu, cel mai tare, securist, nu mă arde nimeni, nu știu ce. I-am furat cravata de la gât, i-am făcut o șniță, să vezi ce tăia ca prostul și... Ții minte? Dar cu bolea, dacă noi se nici, se nici care se nici la piciorul, se nici pe geam. Avea foarte inteligent. Băi, eu sunt pe geam. Bine, mă! Dar nu le spun pe toate, mă, că zice lumea, că chiar sunt idiot. Frate, dacă puteți să spuneți despre Emil Bărbulescu, nepotul lui Ceaușescu. Ăla e pe vărul ăsta, dar eu nu am avut prietenie cu ăla, că nicunul halea. Ăsta a fost mai... Da, a fost mai apropiat și am încercat să-l aduc. Dar nicunul halea deloc. Păi odată... La Triumf. De două ori, la Triumf. Exact, la Triumf și a zis, te morți mătii cu el, cu tot, tu la tine acasă. Dar nu era, n-avea omor, n-avea nimic. Nu socializa. Nu socializa. Nici nici nu avea omor când îl luam eu, când îl făceam. Le enervai. Sergei, Sergei, da. Le enervai. Erai dobitul. Dar și plăcea. Plăcea. Dar a Zerilos nu vă plăcea? Da, Zerilos când a venit, încoace Zerilos târziu. Atunci nu era. Când erau tari pescărușul, bordeiul... Și Triumful, care era cu ce uită închis, unde ne spărgeam, ne făceam tot. Dar cine băga în cămăruța aia în spate să nu aibă... Păi tu ai prins perioada cu... Și cu bolă, deja cu pistoale, cu ventuze, cu alea. Eram bătrâni. N-ai prins-o. Ba, da, du-te, drag. Păi de ce nu spui că aveai pistol și trăgeai la un semnal? Păi chiar vrei să ne facem de tot căcatul. Chiar vrei să ne facem de tot căcatul. Aveam pistoale cu ventuze, înțelegi? Dar mulți care le cunoșteau și mai erau ăștia oameni serioși și cu asta, nu știu ce. Băgam cămăruța aia în spate. Da, stăteam la masă așa. Și la un moment dat când se spunea, se trage, mamă, când toți scuteau pistolele, tăgeau, se tăgea fața de masă, se le aia. Cum a zis prostul ăla, cu tremur. La... Inventasem eu, mergeam vreo 20 de persoane, unii oameni serioși, și acum o mare parte decedați. Și ne puneam sarmale, alea, provizii, 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 și dacă întrebam, ce vrei, bă, și dacă răspundeam unul prostul, o sarma, mamă, când începeam să aruncăm cu toate, și mergem, ne invită rectorul de la Brașov. N-am fost. Pe atunci s-a zis la cutremur. Când am dat față de masă, când l-am făcut. N-ai văzut cu noi? În acolo când ne-a pus în cantină, domnule, și a intrat rectorul acolo și l-a întrebat, Nicu, nu cred că suntem atât de idioți, mai ales eu, ce doriți? Și el a spus, da, și că au plecat 25.000 de sarmale în el și pahare și alea și a tras eram idios tot. Și a tras V la marele. A tras tot în fața de masă, s-a spart totul și a zis, cu tremur. O spenea Fane Rădulescu, știți, care era cu fotbalul. Fane Rădulescu? Riciu, Fane Rădulescu, pe așa. Brinchite, să zic, ești că pe domeniul lui. Fane Rădulescu, nu, dar Riciu, da. Da, Rădule era Rădulescu, care știi. Dar tu ai fost cu noi când ne-a chemat, când s-a deschis hotelul Tineretului în... Aia înainte de predeaj. La Părâul Rece. Nu la Părâul Rece, acolo am spart toată casa, acolo am dat drumul și la apă și am luat apă scări. Ăla mă de la... Acum, da de... mă, la unde e ăla? În Bușteni, mă. În Bușteni, da. Tu ai fost acea când am spart și cam treabă și am udui și frigidele, s-au speriat iarul de tot. Dom'le, uitați și candelabă, frumos de la mare. Ia să văd, când ne-am făcut o sticlă. Eram inteligent, nu știu, eram spontan. Și la aia la păstrăvărie. Și la păstrăvărie, da. Și așa cum am fost păstrăvărie. Dacă n-am pus creaca să-i vină lui Micu și mi-a venit mie. Da, că nu prostești. Ai dispărut. Păi,
aveam boală dacă se juca cineva în focul ceva alea și acum am boală. Se iau din mână, am boală asta și întreb cine sună, că și azi, dacă nu ne-a sunat pe toți când a cătat asta la Tom, dar cine e? Nici nu-i cunoșteam. Și au și toți, au și eu. Și mi-au rămas degetele acolo. Am zis să pun o furculiță, bine, eram și obosit, că era masă aia de lemn așa și am înfipt între dungile așa, am înfipt o furculiță. Să intre în gozul lui Nicu, înțelegi? Acolo ne-am învârtit, ne-am așezat, cine s-a așezat în furculiță? Eu. Și atunci am văzut un film de desene animate cu Hegel, ce că nu știu așa, care a luat o creacă așa și am luat o creacă, am legat-o cu o sfoară așa, când o tai, se vină creacă în gură lui Nicu să plece. Am tăiat-o, mi-a venit în gură, cum făcea? Dar unde se închid? M-a aruncat vreo 4 metri, nu știam cine aia pe mine, înțelegi? Și aia, mi-a zis că stai de vorbă și hâți, am spus la masă. Cât de prost să-ți veneam tot timpul rup, bandajat. Bă, dar au fost așa de multe că nu, dacă nu vorbești de ele... Nu. Păi nici eu nu am ceapă astea, acum aminte, dar să-mi seama că de curăția, predeam în școală. Dar erau și multe mătuit. Minutul și imbecilitatea. Dintr-una în alta. Și cu dobitocul ăla de țigan. Bă, ăștia afară, nu ne dă ăștia băutură. Chiar cu fetele. Cine îți dă băutură, mă? Cum nu ne dă nouă băutură? M-am dus imediat, am spart mesele, am dat foc la perdele. Și a venit morarul. De ce chei nu-i dat și el a sărat cu... Dom'le, e cofetărie. Nu e la toate, e cofetărie. Ia uite cum era Sergiu Nicolaescu. Dom'le, o perioadă a fost, am avut prietenie bună cu el. După aia a început să... Bine, era infiltrat, era... Tot unul care nu făcea niciun film dacă nu era regimul și după aia era anti-mare... Mai filme. Biroul la Berlin. Lasă-mă, dar filmele, cum să... Cine-ți dat armată și uniforme și toate? Păi te costă bani. Miliarde de un film la bani. Bani. Hai, acum te întreb că tu ești... Dar filme bune am făcut. Asta cu luptea sunt cele mai tare. Regizor. Ești om de cultură. Știi că după cutremur s-a restaurat Băcăreștiul 10 ani, timp de 10 da, ani. Da, nu știu. Da? Da. Și când a început să se dărâme? După ce a făcut Sergiu Nicolaescu un film de război de a tras cu tunurile prin ziduri. Asta nu știam. Citește, documentează de chestii. Bă, dar ne-a luat pe toți cu cititul ăsta. Păi zic, parcă tot mă zic, acum că tu stai pe toți. Normal. Păi, ai văzut cât am studiat astăzi, n-am obținut să mănânc nici pachetul de la mami. Vrei mă un șniță, vrei o chestia? Mai încolo, nu vreau. Mai încolo, te dau afară, închid. Ce părere are Brinchi despre Jack Ionescu, îl cunoaște? Nu am auzit de el, nu l-am cunoscut. Cine e Jack Ionescu? Nu fost un antrenor mare. Du-te, dracu, de ce am să-mi povestile astea parcă sunt întâmplările hoților din singura casă, autoflagel. Mai și luam. La Bolta Rece ați băut? Am rupt-o. Bolta Rece vreo 6 ani a fost, continuam acolo. Selectul iar s-a rupt. Nu mai e nimic. La Selectul le-am tăiat și mocheta, le-am mocheta. Ce-ai făcut cu ea? De nervi. Era nervos când intram. Era nervos cu nervii. Dar de ce? De unde a făcut tu? Dar eu știu de unde venea un cap și am de unde de fac toate astea. De care toate astea? Păi nu mă fac... Ana știe ce fac pe aici. De că am vrut să le dau foc în casă și toate alea și când am rupt toate alea, cum un rup normal să le dea foc la oameni în casă, în casa mea. Îi dai din cap. Văzuse filmul ăla cu Mihai Biteazul când i-a băgat și le-a dat foc la turci. Deci toate veneau de la niște exemple. Da. Ai asigurare? Măcar acasă? Da. Am asigurare. Da, dar ăștia dormeau sus și cu americanii. Pe americani vreau să-i dormeau. A fost atunci, au intrat ai noștri în da. Golf. De restaurantul meu aici, de pe Știrbei, vodă... Rupeam cu domnul Vali Șpriț cu toată lumea acolo. Cum pe acolo te costa nimic, măcar pe greața lor. Cred că orice prădător, domnul Brinchi a găsit punctul slab cu cititul. Da. Checkmate. Și că nu-l mai lăsați la TV pe Serghei, zice țapu. Brinchi, tu citești ziarul de pe care iei masa sau doar ambalezi, întreabă cu Goașe?
Citesc. Dar de mic aveam cu filme, ți-am spus când... Uite, păi mă de câte filme am văzut, bă, fiecare săptămână? Câte nu, dar mic nu m-a bătut, nu mi-a umflat la ochi și mi-a rupt și penele. Dom'le, nu știu toată viața mea, era Vulpoiul Regelui. Nu era Neptunul și astea, eram la, Eforie. Și era cinematograf la deschis. Eu, pălărie, pene, mantie, sabie, în primul rând. I-am bătut două zile pe toți copiii din primul rând și a venit unul cu tasul. Care mă... Vulpoiul, păi, te-ai eu cu țabia mea, mi-a făcut un ochiul ăsta, mi-a rupt și penele și mi-a luat și mantia. De ce s-a sinucis chivul Stoica? Păi a zis că e pentru o gagică. Podgoria Lamzei? Rupt. Conform cercetătorilor britanici, sprâncenele domnului Binky cresc într-un podcast cu un milimetru pe oră. Nici e mano. Chimu, stai că a tras oameni pe znavut cu mine. Ia rup un ton. Ce ca asigurare tot la Euroinsai? Eu? Da. E normal, însă. Ca toți șmecherii. Lucky Luke ne-a mai transmite ceva sau? Bă, că nu se uita asta. Ce? Nimic nu te-a rezolvat cu asigurarea, Lucky Luke. Pe cum se mă rezolvă? A zis cu ora că faci alta. La alta aștept și ce să mai vădă. Că mă învăța nu știu cine, da, să-i dau nu știu ce altul. Nu, nu, s-o deții de nu. O denunți, îți dă statul diferența. Păi am denunțat-o și m-a luat pe mine, că la primul denunț am căzut eu. La cabana de Ham ați fost? Este. Mari nebuni. La Doina ați băut? Rupt. Păi dacă stăteam vis-a-vis. Atacul la ruși de la Doina a pornit. Cine este domnul de lângă Serghei? Prezintă-te. Nicolae Ceaușescu, urmașul. Cârmaciul lui Nicolae. Cârmaciul care mănâncă salam pe pâine ca asta ca să mută poporul că sunt săraci. DJ Manu, ce poze am trimit. Ia! Yeah. Poze cu ce? De când eram că domnul Brinchi are vreun grad de rudenie cu celebru Mircea Albu. Ce poze am trimit DJ Manu? Cu țigările acolo. Da. Simt că singura poză pe care a găsit-o de când eram fotbalist. Te înfrează DJ Manu. Da, asta a întrebat cineva care nu ne cunoaște. Ce? Cu Mircea Albu. Nu cred că îmi cunoaște tot. Ana, tu vrei să te treci cu tine pe listă? Dar când dezbateai lista? Asta este întrebare. Da. Păi cine mai trecut? Nu mai trecut pe nimeni. A zis Gianluca ne știe, ne urmărește de mult. Că n-avea cum să... Câte șprițuri ați făcut la Răduța Lake? Ce e asta? Lasă rulești la Răduță pe scară. Nu. 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 Ci că mai simplu este să-l întrebați pe Serghei unde nu a băut. Dar anume toate cârciumele care au fost în vogă, am cochetat cu ele. Da, mă, dar erau multe. Se și bune. Era una mai bună ca alta. Și că eu cred că mai bine pictează Brinchi decât Serghei și Serghei este mai bun la fotbal decât Brinchi. Mă mâncam la cine, la Georgica, Georgia, ce misă la care. Dar unde a cântat, cântasele Roica, a cântat oia, adică la... Numai cremă, numai cremă. Gigi Marga, Lucky Marinescu, unul și unul erau. Și în bar cânta Mirabella, cânta Corina Chiriac, ăsta nostru care... Gil Dobrica. Uniță Arinescu. Păunița? Mamă, ce cântea Păunița. Ce? Glonț a luat. E obișnuit cu cititul și răbdatul de foame. De la porumbi se trage. De când să te ascunzi în porumb. Domnul Nicolae Ceaușescu, vă mai lasă mama dumneavoastră să mai stați cu noi? Este deci, trecut de ora 22. Țapu. Țapule, o să-i dau lista lui mama să vă pun de scos cămașa. Cum s-a comportat Ceaușescu cu familia lui Gheorghiu Dej după moartea acestuia? Asta e întrebare interesantă. Nu le-a făcut nimic.
Da, nu știu că n-am. Au rămas în casă acolo pe da, lângă pe Rozental. Da, pe Rozental. Am fost eu asta vis-a-vis, am fost vecin cu Sandra. În ce tu ai fost vecin cu toți? Dacă am fost boule. Eu peste tot lumea seara, dar mă, tu ai fost vecin cu toți. Cine mai e cu vecin? A, Burchi. Transgenderul? Da. Dar recunosc că l-am întrebat. Vezi că da. Da. Nu, și, și Chiță era cu noi și mândră, toată lumea. Nu, n-a avut. Vreo întâmplare la nudiști la 2 mai? El oricum nu-i trebuia să zic că acoperea sprâncenele. Bă, ce invidie aveți toți sprâncenele mele, dacă nu mi le las și mai mari. Serghei, care e cea mai tare mașină pe care ai condus-o în viața ta? Ai avut o pasiune pentru mașini? Nu. Și că a băut Serghei la alimentară, că de restaurante nu mai are rost să-l și mai și la farmacie a băut asta. Am băut și la room service și peste tot. Când se închideau restaurantele, mergeam la room service și beam. Când nu ne primea, încheiam o cameră la hotel și dă-i. Domnul Brinchi l-a cunoscut pe Dobrin? L-am cunoscut, dar n-am fost apropiați. Păi Dobrin nu era apropiat cu nimeni. Văd, pe Dobrin au vrut să le-a las cornicești, atunci pe faza cu Craiova, cu... L-am cunoscut. Dar... L-am pus că venea cu Naționala la Fuce, ca noi. Era marjat eu să vină cu Naționala, ca Mircea, cu Lucescu, cu ăștia. Dar el îi avea toți... Poate elemente. Îi aveau toți cu autocarul, el venea singur cu mașina. Dar și Mircea, fotbalist mare. Mare, mare. Că s-a auzit pe vremea noastră că Nicu a trăit cu o rusoaică, este adevărat? Da, îi punea lui ăsta perucă și îi cânta. Venea în aia, în păpușe în aia. N-a trăit cu nicio rusoaică. Nicio rusoaică. Când ați fost în Delta ultima dată? Zi pe scară, că nu merg. Eu am fost când am fost. Acum... Nu mai citi, că citește în pandemie, în ce? 2 ani, cred. Nu mi-a plăcut Delta pentru că nu mănânc pește. Nu suport mirosul de pește. Îți iei carne, faci grătare. Da, dar tot miroase, tot fac. Nu e, toți mănâncă pește în jurul, tot, toate alea nu e. Că Serghei la biserică ai băut? Da. Cel mai bun vin. Nu știi ce am făcut cu măta, cu Teo, știi scola cu Teo, când a zis că sunt satana. Nu mai povestesc pe aia că mă chiar cel mai bădu, te ne-am mici pregătit. În Cismigiu la Monte Carlo ați băut? Tare de tot. Eu n-am apucat. Pe cum? După aia a fost la Bartolomeu, n-a luat-o ăla, cum îl cheamă? N-am fost, mă, niciodată la... Cărciumă tare de tot la Monte Carlo, mă. N-am fost la Monte Carlo. Am altele. A luat-o cum îl cheamă, mă, mamă, aveam mai de neamț. Ce mai de neamță? Nu nețăr. N-are importanță. Dar pe timpul, pe arăta Cismigiu pe timpul ăla, mă, plângeai. Toate arăta parcurile. Toate parcă, adevărat, cu bărci, cu lume, cu restaurant, cu alea. Mă, bat ăștia câmpii rău de tot, mă, ce dracu, lasă-mă că mai am mai nervez. Să nu-i foc. Dar toate cârciul erau tar, bă, și ful. Acum, bă, ce era fuc? Ordine și disciplină era peste tot. Bă, dar banul, cât mâncai cu 100 de lei și dai de cât de în cap. Eram prânz, la prânz la cârciumă, seara la cârciumă. Acum poți să-ți permiți? Că te costă... Ei, la capră. La capră poți să-ți permiți, dar te mergeau cârciumă mare de genul ăla, cum era Pescărușu, cum erau ăsta, Ateneu, cum era ăla, te costă 20 de milioane. Masă și de 30 de dolari e 1000 de euro pe zi. Păi dai, dacă nu trebuie exagerezi, te costă 20 de milioane. Păi pe mine mă costa că eu consumam, nu mergeam să citesc în restaurant. 20 de milioane, că să vedem și ca omul, bești un par de vin, o cafea. E nici chiar așa acum. Bă, tu ești dus cu creierul. Păi te-ai văzut ce preț erau la fripturi, la... Păi dacă ții vacă de Angus, de asta ia și tu un... Nu e adevărat. La... Am fost acum 3 zile la Ancora al ăsta lui Tucă. Să poate să... În 4 persoane, fără să consumăm alcool, că eram toți cu mașina, 12 milioane. Păi, mult, păi până la 20 e alcoolul. Păi, ce zic? Deci restaurantul Ancora al Tucă, da? Da, nu știu, cum știu. E restrămă, da? E restrămă. Bine, restaurantul frumos, nu știu, adică n-ai ce să comand. Da.
Și ce ai mâncat ea? O ciorbă de pește și mi-a adunat-o din ăla cu tot felul. Ți-a luat din ăla? Ți-a luat calamar, halamar, da. Calamar? Păi nu, dar un platou la patru persoane, deștept. Nu, nu mai am. Pentru să mă arată. L-au plătit în patru. L-au împărțit în patru. Au fost patru persoane la masă. Fiecare și-a luat. Toți felul 1 și felul 2? Sau? Da. Plus șpagă. Mă rog, bacșiș. Dar bine, e restaurant ca lumea, e ok, adică... Da, e... și eu spun că nu mergea tot la alea de lux. Pe la Doina, acum Doina e un restaurant care nu mai vine nimeni. La Doina se stătea cu listă pe vremea aceea, la terasă. Unde e ăsta, Doina? Statuia aviatorilor. Ce rușine, mă! Ce nu știi? Statuia aviatorilor, mă! Pe conac, stil brâncovenesc, cu curte imensă și nebun. Avea câteva sute de locuri în curte. Frumos, frumos. Coada era. Deci ieșea lumea să se plimbe pe chisele. Mie și lui Nicu ne punea masă sus în cer, dacă ne avea masă pe aici, ne vorbim de la... Noi, acum, nu e nici umbra unui client. Era plin, plin, plin. Ieșea lumea seara să se plimbe și terminau la doi. Păi la prânz la Atene Nicu Palace... Nicu Gigantu cânta. Da, domnule, mi-și am un spirit cu Nicu. La Atene Palace, dacă la trei absențe, îi spuneam la birou, trebuia să dai o masă. La prânz, seara să pescăruși, cei mai așa alte înălte. Deci tu îți dai seama, dacă lipseam de trei ori, trebuia să plătesc o masă. Îți dai seama că n-am avut o absență acolo. Da, era o altă putere de cumpărare. Și nu mai avea bani. Lume multă peste tot, lume multă și... Păi la cine găseai masă? La privighetori? La privighetori au câteva sute... Păi ce acolo mergeam și stăteam o oră, două zile. La casa albă, bă. La casa albă, pe vichetul. Ăla-i parcă același lucru. Parcul vichetul e casa albă. Nu, deșteptul. E în colț unde e acum, unde te duci la ăla, spre grădina zoologică. Unde pare și tu friptură. Amintirea. Era pe colțul unde a făcut blocul cu privighetorile deșteptului. Când intri pe strada... Bine, nu ne luăm la casa albă acolo. Casa albă deci era... Deci avea curte de câteva hectare. Și când străin mai cu autocare, cu alea, deci veneam toți șmechirii acolo, cum îl chema, că era Macedonul ăla, cum îl chema? Cara Mihai. Neanic. Și spune Neanic, bă, stați așa puțin, vă pun pe verandă, pun ceva, să-i fac rost, că aveam loc pe verandă, să fac rost de scaune și de mese. Și am totul mort. Da, de ani de zile. Da, nu, dar vorbesc toate restaurantele. Nu mai spun alea, la zahanalele alea, unde mergeam eu pe... Unul mai pe acolo la mine pe... Era Ghiocelul vis-a-i de Dinamo, ți-o ce-am da, e cum Ghiocelul? Dar erau alea acolo pe Ștefan cel Mare care au prins. Aia pe Uranus unde se mâncau organe și toate alea acolo, ce găseai locul la masă. Toate căciurile au prins. Acolo chiar că erau prețuri. De la Gara de Nord, cel de burtă acolo, dimineața. Acolo, ce dreapă, acolo se mânca pe gratis. Bă, și mai era o chestie sau mi se... Nostalgia tinereții. Era lumea veselă, bă. Intrai în cârciumă, erau oameni. Pentru că îți explic de ce erau vesele. Pentru că acum, iar o să mă iaștea că sunt așa. Toată lumea avea casa plătită, alea plătite, bani, serviciu, toată lumea nu exista că îți vine curentul, chiria și asta n-ai bani. Era curentul, era 10 lei. Dar nu exista chestia. N-aveau oamenii niciun fel de problemă. Acum te schimbă în fiecare zi legea, îți dă pensie, nu-ți dă pensie, îți ia salariu, nu-ți ia salariu, n-ai găsit aia, ți-a făcut aia, s-a dat lege de la Bruxelles să te împuște, s-a dat lege să nu te mai împuște, s-a dat lege să te dea afară de aici, nu s-a dat să te ia înapoi. Ce zici bă, de ăștia cu pensiile, mă, bandiții ăștia cu pensiile? Pe vremea lui Unchiu, în afară de contributivitate, avea fiecare în domeniul în care lucra, care lucrau în... niște ramuri de astea la economie mai delicate. Spor de periculozitate. Păi și mi-ai zis și unul dat. Că am tine cel mai periculos. Ăștia nu mai dau. Și mai luai niște gradații din astea. Mi-a dat gradații de la butut. Mi-a dat gradații la țuică mie. Acum nu o să mai dau, bă, țigare. Te rog, vorbește frumos în emisiune. Că te dau la discriminare. Ce pensie are Brinchi? Nu are că sunt în câmpul muncii, n-ați văzut că am venit de la servicii. Păi nici n-ai vârstă pensionare. Nu, nici vârstă și... Nici de unde? Cu vârsta care le iau. Am 38 de ani, 39 în septembrie, 40 la anul, mă las, gata. Vă vezi ce pensie iau țigane?
Te ții numai la marile cărciuni. Închise. La mari. Deci, zi, dezbate lista sau nu dezbate? Ce să dezbate? Sunt pe listă ăștia. Mai au steluțe după seara asta. Ai mai făcut niște update-uri după seara asta. Sunt penal toți, toți care sunt pe listă. Bibi s-a mai îndreptat puțin, că a dat-o spre bine. Dar țapul e de departe, a luat așa la viteză. Și Ciprian trebuie executat. Ciprian, tu ce strâmb de bagă? În continuu. Dar tu vorbești cu el seara, sau te sună? La telefon? Nu, vorbim pe Messenger. Mai nu, ziceam să-l bagi pe acolo, pe grupurile alea, să intre pe live-uri. Uite Ciprian, ca să vezi tu. Ce, dar alea... A, da, le cunoaștem. Ai văzut? Ciprian. Le cunoaștem. Dar nu te-a trimis și alea cu babele, cu moșii, cu alea? Nu? Nu. A, ok. Ciprian le trimite lui Brinchi pe alea cu Ciprian. Babele și cu moșii. Uite și tu. Om serios. Nu mai pun sistemul. Da. Ne-a trimis că le-a găsit la aia, acolo, vibratoare. Ciprian. Era ole lui. Crezi că atacă pastilele boșorogilor, Ciprian? Iau, Cătălin Cotrăș, ce trebuie să comentez să mă treacă și pe mine pe listă? Sprâncene, subiectul sprâncene. Nu te băga, Cătăline, că ăștia care sunt pe listă sunt lepre bătrâne, nu? Ăștia sunt lepre bătrâne cu abateri nemăsurate. Uite, țapă și eu vreau să fac o poză cu sprâncenele domnului Nicolae. Deci ce să ți le pui? Țapule, să ți le pui în loc de barbă sau de păr? Deja mă gândeam cum arată lista exploatarea sprâncenelor de către om. Umilea oameni muncii. Care ce erau cele mai frumoase femei în comunism. Erau multe femei frumoase. Nu mulți erau ciutele, toate cântărețe se erau ciutele, toate voci. Și actițe. Cântărețe, balerine. De... Ce balerine? Balerine, balerine, balerine. Ce s-a mamă, ce dracul ăla? Erau balerine profesioniste și arătau impecabil. La bar și astea, adică balerine, era cu Patrichii, cu ăla, era balerine, nu? Și mai era ăla, cum îl chema? Că nevasta era frumoasă. Aul Umor, care și ăla era coregraf. Tudose? Da, Lumă. Da, da, da. Felicia. Felicia, frumoasă femeie. Frumoasă. Mult au fost. Toate erau alese de șarpe. Nici prin cap nu se poate să-ți treacă așa ceva. Da. Erau top. Manechinele. Manechine, da? Păi noi suntem popor cu femei frumoase. Ce? S-au făcut frumoase după Revoluție? Dar și în filmele de atunci, dacă te uiți, toate artițele erau. Păi nu, dar zic așa, și pe stradă, când te uiteai, când filmau și când astea, când erau toți figurații. Mai erau chestii. Știau să se poarte, știau să scoată frumusețea în evidență. Acum au dat-o foarte multe în vulgaritate. Da, și de ce erau îmbrăcate ca niște doamne. Da, aveau saco, aveau uniformă. Nu am mai vorbit în penii, că erau îmbrăcate. Și atunci se îmbrăca lumea frumos. Se îmbrăca frumos, nu cu blugi tăiați, cu blugi. Ei nu existau blugi tăiați, dar se puneau blugii care erau atunci la modă. Ce era iați? Ce era? Erau răiați, erau aia, blugi, erau aia. Erau albi, cum dracu să zic. Uaici. Uaici, blugi. Blugi. Dar erau, și se făceau la casa de modă, se făceau... haine super mișto. E și la APACA se făceau haine tari pentru export care le furau. Eu știu, te aducea și că fetele de la APACA se mănau între ele. Petre Roma știe. Deschideți geamul, e clima aici, a? Vă e frig? Nu. Mai stăm sau închide? Cum vrei. E cum vreți, aia vă cântă adorme. Dacă e... sunt fetii. Că dar se fura mult în comunism? Întreb pentru că tatăl meu mi-a zis că pe timpul ăla era o vorbă. Comunistul e un rai. Comunismul este un rai, fură dacă vrei să ai. Niciodată nu se fură.
Ei, eu știu că se, din fabrică se furau, să pus. Da, mă, și-a furat acum toată țara, nu, miliarde, nu. Coare, nu, coare, fiecare un șurub pentru doar acasă, își lua să-și facă o daie, o daie, nu? Da. Care lucra în agricultură, își lua de mâncare pentru acasă, nu era niciun. Se știa, era... Da. Eu veneau, mi-aduc aminte, era o întreprindere de producere a legumelor la Uzun. Erau vreo 2000 de hectare, tot felul de legume. La Uzun Arac? Da. Și aduceau să recolteze muncitori de pe muncitoare, de pe platforma aia de la Giunte Dunăreana, confecții, să făceau acolo. Și făcuseră niște genți, da, din pânză de cort, cât un sac. Și un hâtru de felul lui, le aduceau cu autobuze cu burduf. Erau niște autobuze cu burduf, să capă mai multă lume. Le-am prins și trolebuzele. Și la intrare în întreprindere era o basculă pe care treceau mașinile, cântăreau ăia. Un cântar din ăla imens. Și când a intrat mașina, le-a pus pe cântar. Când au plecat seara, iar le-a pus pe cântar. Era diferența de câteva tone. Da, îți dai seama, să și producea, da, avea și de unde. Să și făcea export, să aduceau și pe piață în București. Cine a stricat mult, după părerea mea, lucrând și lovindu-mă de chestia asta, erau comercianții de la aprozare. Aia le mistofilii sau le treceau de la extra la întâia, diferență de bani, le luau de la mine la a treia, ei le vindeau la extra. Coțcării românești, ce să mai o dăm la întors? Dar asta că și vorbesc de agricultură, că știu foarte bine. Da. Își lua omul de unde lucra, în sectorul în care lucra, își lua pentru masa de fiecare zi, nu are nicio problemă. Să nu, zic că porumb ai furat. Nu furam porumb, boule, că n-am lucrat în porumb. Păi dacă spune, Glonț că erai la scurs în porumb continuu. Glonț să-și cacă puțea în țărână de unde... Dar la ce? La o văd? La orz? La ce? La ce lucrat? Mi-a zis că nu la porumb. Am lucrat în horticultură, domnul inginer. Întrebam. Știi ce e? Nu. Cu H. Legume, pom, vie și eu am lucrat în sere și solari. Se vede. Păi și nu se fură acolo. Pa da. Da. Dacă omul își lua 5 roșii cât să mânce cu familia seara, a doua zi venea înapoi acolo. Acolo îi punea cineva bodniță, mânca salată la 10, la 12, la 4 după amiază, tot ce era acolo. Și își lua acasă 5 roșii, ci îi luai gâtul. Știa toată lumea. Ăla a plecat cu două pulpe de pui, făcea schimb cu ăsta cu roșiile. Iar, dar era știută și mai mult... Majoritatea. Eu de-aia făceam foamea că nu mâncam nicăieri. Majoritatea întreprinderilor în agricultură aveai, se chema, un sector anexă. Creșteai sistem tradițional, porci, găini, de ce pe care le dădeai, le părțeai cu oameni. Cine? Cine, mă? Cine să treacă pe listă? Glonță. Glonță. Ce dracu, glonț e terminat. Și îți sugera ceva dacă vrei să faci un team building cu cei de pe listă. Pe Varlam. Ce părere ai despre această... Pe fi n-am putut, scuze-mă. Domnul Brinchi, trebuie să facem un team building cei din listă împreună cu dumneavoastră, să vedem, poate vă împăcăm. Eu pe mal și ei sub apă. Hai, închidem? Ana. Da, dacă vrei, închidem. Ne vedem? Aveți niște mesaje de încheiere? Brinchi vă că citește acolo foarte pătrâns. Da, zic, Brinchi, mesaj de încheiere. Ce să zic mai mult decât am zis până acum? Lista crește. Și le doresc tuturor o seară frumoasă în continuare. Și au toată simpatia mea. Inclusiv lepra de Ciprian. Și cuvinte de bine.
Gânduri de bine. Gânduri de bine, da. DJ Manu spune la mine la serele de la Popești și acum se văd urmele furăciunii comise de Brinchi. A rămas un fir de sprânceană înfipt în geam. Bă, nici ăla n-a mai rămas în Popești ăla sărat. Ce faci mai pus alea peste pâine? Pe cine mă strângem? Noapte bună! Pa! Noapte bună, seara frumoasă!